Odiseea, Homer. Cântul întâi. Homer începe prin a-i cere muzei, zeița poeziei și a muzicii, să-i cânte despre Ulise și călătoriile sale. Citez. O muză, cântă-mi mie pe bărbatul viteaz și iscusit, care într-o vreme când el cu măistria lui făcuse pustiu din ziduri sfinte de la Troia, nemernic și amar de ani pe lume și cunoscu pe drumul lui tot felul de oameni, de orașe și de datini, și pătimi așa de mult pe mare, silindu-se să scape de primejdii și înapoi să-și ducă pe tovarăși. Dar tot la urmă nu putu pe aceea să-i mântuie oricât se străduise. Pieriră din păcatul lor cu toții, ca-au lăcomita ospătane toții din boii sacri ai soarelui, și acesta deșert făcu întorsul lor acasă. Din toate aceste spune-ne și nouă ceva, o muză, fiica de-a lui Zeus, vitejii toți ceilalți care scăpară pe mare și în război de cruda moarte, acum erau acasă. Doar Ulise, deși cu dor de țară și soție, oprit era într-o peșteră adâncată de-a zânelor fruntașă închinată, Calipso, care a vrut bărbat să-i fie. Dar când rotirea vremilor aduse și ziua în care zeii sorociră întorsul lui la insula Itaca, el nici atunci nu fu scutit de lupte și chiar între ai lui. De aceea zeii se îndurară toți, afară numai de al mării domn Poseidon, care pe dânsul grozav fu îndârjit până la sositul în țara lui. Ulise și echipajul său au văzut multe țări ciudate și au suferit multe încercări. Comportamentul lor i-a înfuriat uneori pe zei, care au împiedicat întoarcerea lor în siguranță în Itaca de la războiul împotriva Troiei. Începe de unde vrei, îi spune bardul muzei, și astfel povestea începe în mijlocul lungii călătorii a lui Ulise din Troia până acasă în Itaca. Nimfa Calipso l-a ținut captiv pe Ulise timp de 7 ani pe insula Ogygia, iar zeița Atena a venit în fața adunării zeilor și a pledat pentru eliberarea lui. Aflăm că Poseidon, zeul mării, e furios pe Ulise, încă nu știm de ce, și face călătoria eroului spre casă destul de dificilă. Poseidon nu se află pe muntele Olimp, în timp ce ceilalți zei își aduc aminte că Oreste l-a ucis pe Egist. Zeus le spune că Egist a meritat pe deplin pentru că a avut o aventură cu soția lui Agamemnon, în timp ce acesta era plecat la Troia, și apoi l-a ucis pe Agamemnon la întoarcerea acestuia acasă. Se pare că Egist fusese avertizat de Hermes, mesagerul zeilor, să nu facă asta. De fapt, Hermes i-a spus destul de clar, dacă te atingi de soția lui și apoi îl ucizi, atunci fiul lui o să se răzbune. Normal, Egist a ignorat sfatul lui Hermes. Așa că Oreste, fiul lui Agamemnon, și-a răzbunat tatăl. Grecii erau destul de serioși cu privire la chestia asta cu răzbunarea tatălui. Era o crimă justificată în ochii zeilor. Atena decide că Zeus, care este tatăl ei, pentru cine nu știe, ar trebui să îl ajute pe muritorul ei favorit, pe Ulise. Așa că îi cere tatălui să aibă milă de el pentru că încearcă să ajungă acasă de vreo 10 ani și asta pe lângă alți 10 ani în care a fost plecat să lupte în războiul troian. Zeus susține că nu a uitat situația lui Ulise și declară că Poseidon trebuie să-și uite nemulțumirea, aceea că Ulise i-a scos ochiul celui mai puternic ciclop, Polifem, fiul lui Poseidon. Zeus este de acord să-l trimită pe zeul mesager Hermes la Ogygia pentru a asigura eliberarea eroului din captivitate. Între timp, Atena ajunge în Itaca pentru a vorbi cu fiul lui Ulise, Telemach. Mulțimea de bărbați care o curtează pe soția lui Ulise, Penelopa, s-au ospătat de ani de zile la curte, o necăjesc pe Penelopa și epuizează resursele moșiei. Atena ia forma lui Mentes, un prieten al tatălui lui Ulise, Laerte. Îl găsește pe Telemach stând degeaba în mijlocul festivităților, visând la cum să-i alunge pe pretendenții insolenți de pe moșie. După ce Telemach i-a oferit Atenei o primire adecvată, ea îi spune că Ulise este încă în viață și că este ținut captiv pe o insulă îndepărtată. Ea profețește că Ulise se va întoarce în curând acasă. Fiul îi spune despre rușinea pe care pețitorii au adus-o asupra moșiei. Ea îl sfătuiește să adune un echipaj și să navigheze spre Pilos și apoi spre Sparta în căutarea informațiilor despre Ulise și că trebuie să-și răzbune tatăl ucigând pețitorii care dezonorează moșia, așa cum prințul Oreste a răzbunat moartea tatălui său, Agamemnon, ucigându-l pe ucigașul tatălui său. El îi mulțumește străinului pentru sfatul amabil, amintirea lui despre Ulise devine vie și puterea lui crește înzecit. Penelopa coboară din camerele ei și îi cere bardului care îi distrează pe pețitori să nu mai cânte despre călătoria heilor spre casă, pentru că cântecul îi aduce prea multă durere. Telemach îi amintește că Zeus, nu bardul, este responsabil pentru suferința lui Ulise. El îi spune să aibă curaj, să asculte cântecul bardului și să-și amintească de soțul ei. Ea îl ascultă surprinsă de bunul simț și voința lui puternică. După ce Atena dispare, Telemach se adresează pretendenților. El le spune să părăsească casa imediat, altfel Zeus, zeul ospitalității, îi va pedepsi pentru nesimțirea lor. El își declară intenția de a rămâne stăpânul moșiei în absența lui Ulise. Pețitorii sunt uimiți de încrederea și îndrăzneala prințului. Antinous răspunde că numai zeii îi puteau da puterea de a vorbi atât de curajos. Eurymach adaugă că zeii singuri decid cine va conduce Itaca și întreabă despre vizitatorul ciudat. Telemach răspunde că vizitatorul a fost Mentes, un prieten al lui Laertes, dar el știe în inima sa că vizitatorul a fost zeița Atena. Cântul al doilea. Telemach se trezește în zori și adună pe toți aheii la locul întâlnirii. Atena îl face să arate deosebit de asemănător unui zeu. El descrie mulțimii rușinea casei sale, pețitorii care îi dezonorează mama și consumă resursele casei. Citez. M-aș apăra dacă mi-ar sta în putere, căci prea-i nesuferită starea asta. În chip înjositor îmi piere casa. Să vă înciudați și voi, să aveți rușine, că vede lumea de prin țări vecine. Vă temeți și de-a zeilor mânie, ca nu cumva îndârjiți de așa păcate, pe voi acum să prindă dușmănie. În numele lui Zeus și al dreptății, ce întrunește oameni și desparte, curmați, prieteni, jaful, și în cumplita am durere mă lăsați să sufăr singur, că nu vă dușmănii prea bună-mi tată și niciun rău nu vă făcu vreodată, ca voi acum să vă răstoarceți răul și să mă dușmăniți lăsând în voie și păsuind așa pe acei nemernici. Mai folosit aș fi eu dacă avutul și turmele de voi mi-ar fi mâncate, căci poate m-aș alege apoi coplată. Doar m-aș ținea de voi prin tot orașul și tot aș stărui până ce averea de-a binelea mi-ar fi înapoiată. Dar astăzi mi-e zadarnică durerea de voi, de nepăsarea voastră dată. Așa vorbi răstit, cu ochii în lacrimi și la pământ apoi trântit oiagul și a fost cuprins de milă tot poporul. Tăcură molcom toți, cu graiuri aspre nu cuteză niciunul să-i răspundă, doar Antinous așa-l primi din gură. Ei, tinere care vorbești cu ifos, tu neînfrânate ce ne spui palavre ca să ne faci de râs și de ocară, deloc nu ți-ți de vină pețitorii, ci maică ta, mehenghe neîntrecută, căci iată sunt 3 ani și acum 4 de când cu șiretenie ne înșală, dă tuturor nădejde și trimite la fiecare vorbă și momeală, pe când ea are gânduri osebite. Mai născoci și o altă înșelătură. La stativele în casă i așezate, ea începu a țese o pânzetură subțire și prelungă, apoi ne zise, voi, tineri pețitori ai mei, acum când răposat e soțul meu, Ulise, mai așteptați și nu grăbiți cu nunta, să-i isprăvească întâi această pânză, să nu mi se destrame urzitura, că vreau să fie giulgiul lui Laerte când nemiloasa moarte o să-l culce, ca nu cumva femeile aheene să aibă alean pe mine, că din parte-mi fu socrul meu negiulgiuit la moarte, când el agonisise atâta avere. Antinous susține că pretendenții sunt îndreptățiți în comportamentul lor nepoliticos pentru că ea i-a păcălit și pentru că refuză să-și aleagă un soț, în concluzie. Apoi îi sugerează lui Telemach să o trimită pe Penelopa înapoi la tatăl ei care să-i aleagă soțul. Fiul răspunde că a o trimite pe Penelopa înapoi la tatăl ei ar fi o rușine și o astfel de faptă ar fi întâmpinată cu furie atât din partea familiei sale cât și a zeilor. El le cere pretendenților să țină seama de rușinea lor și să părăsească casa și amenință din nou că zeii vor răzbuna crimele lor. În acel moment, Zeus trimite un semn al răzbunării descrise de Telemach, 2 vulturi care coboară din munți și se sfâșie unul pe altul în timp ce zboară deasupra mulțimii. Aliterse, un profet, interpretează prevestirea ca însemnând moartea pețitorilor. Eurymach batjocorește profeția și spune că pretendenții nu își vor opri ospățul, până când regina nu își va alege un soț. Telemach pleacă supărat. El le cere aheilor o navă și un echipaj de 20 de oameni care să navigheze spre Pilos și Sparta în căutarea veștilor despre Ulise. Dacă aude că tatăl său este în viață, va mai aștepta încă un an. Dacă va afla vești despre moartea tatălui său, îi va da o mormântare potrivită și își va încuraja mama să se căsătorească din nou. Prietenul lui Ulise, Mentor, reproșează mulțimii indiferența și inacțiunea lor în fața violenței pețitorilor și le reamintește că Ulise a fost un conducător bun și iubit de zei. Leocrite îi spune lui Mentor că oricum pețitorii l-ar ucide pe Ulise chiar dacă s-ar întoarce. El sparge adunarea și pleacă. După întâlnire, Telemach se roagă Atenei cu inima grea. În forma lui Mentes, ea îi spune lui Telemach că de acum înainte va fi la fel de curajos și deștept ca tatăl său și că sigur va reuși în misiunea sa. Ea îi spune să nu dea atenție pețitorilor, care sunt cu siguranță condamnați, și să adune provizii pentru călătorie. Între timp, ea va aduna un echipaj și va alege o navă. Antinou îl încurajează să se alăture pețitorilor, dar Telemach declară cu încredere că nu vrea să mai aibă nimic de a face cu ei și promite că va distruge clica lor nerușinată. El ignoră insultele și provocările lor și se duce în beci, unde îi cere slujnicei sale, Evriclea, să pregătească mâncare și băutură pentru călătorie. Ea se teme pentru viața lui, dar el o asigură că un zeu veghează asupra lui și îi cere să-i păstreze plecarea secretă față de mama lui timp de 10 zile. Între timp, Atena se plimbă prin oraș sub forma lui Telemach. Adună un echipaj de 20 de bărbați și le cere să-l întâlnească în port la apusul soarelui și împrumută o navă puternică. Ea aduce somn pețitorilor, care cad ca secerați în pat. Îl cheamă pe Telemach pe navă, acesta le poruncește bărbaților să încarce proviziile în magazii. Atena ia locul cărmaciului și trimite navei un vânt puternic de însoțire. Echipajul toarnă vin în onoarea Atenei și a celorlalți zei, în timp ce nava dispare în noapte. Cântul al treilea. Când nava lui Telemach ajunge la Pilos în dimineața următoare, echipașul găsește 4500 de oameni ai lui Nestor, sacrificând tauri în onoarea zeului Poseidon. În timp ce echipajul urcă pe mal, Atena îl îndeamnă pe Telemach să-l întrebe pe Nestor despre Ulise. Prințul își face griji pentru lipsa lui de experiență, dar zeița îl asigură că va găsi cuvintele potrivite cu ajutorul zeilor. Ea îl conduce la locul în care Nestor, prietenii și familia acestuia gătesc. Fiul lui Nestor, Pisistrat, îi aduce lui Telemach și oamenilor săi carne și vin și îi roagă să spună o rugăciune pentru Poseidon. Cu tact instinctiv, Telemach îi oferă mai întâi vinul Atenei, iar ea îi cere lui Poseidon să-i acorde lui Telemach trecerea în siguranță spre casă. El își repetă rugăciunea și ei sărbătoresc. Abia după ce au terminat, Nestor îi întreabă despre identitatea lor. Citez. Venirăm din Itaca de sub Neion și nu e vorba de vreo treabă de-a obștii, ci de nevoia casei mele. Umblu să aflu știri despre vestitul tată Ulise, mult pățitul, despre care se zice că în război de tine alături luase Troia. Despre toți vitejii ceilalți care luptară cu troienii, din auzite știm unde și aflară o moarte amară. Numai el de Zeus menit a fost necunoscut să piară. Nu poate apriat să spuie nimeni unde a murit. Lor fi răpus pe dânsul dușmanii pe uscat sau chiar pe mare, o fi înghițit de undele Anfitritei. De aceea vin și-ți cad eu la picioare să-mi spui ce știi de jalnic ai sfârșire. De s-a întâmplat să o vezi cumva cu ochii. Ori auzit ai povestind-o altul, rătăcitor cu el, căci n-a fost nimeni născut pe lume mai de plâns ca dânsul. Să nu mă cruți de milă sau rușine, ci spune aievea ce ai văzut ca martor. Eu rogu-te de ți-a făcut vreun bine, vorbind sau făptuind, viteazul tată, și s-a ținut așa de vorba-i dată, odinioară în Troia, când nevoia vă copleșea pe toți aheii. Adu-ți aminte acum și spune-mi adevărul. Iar călărețul Nestor îi răspunde: iubitul meu, tu-mi pomenești de greul și caznele ce avurăm noi aheii, amarnici luptători în țara aceea. Vai cât am pătimit pe murga mare când rătăceam pe vase după pradă, mânați fiind de Ahile. Câte iară prin harțele din jur de sub cetatea cea mare a craiului Priam, pe unde căzură apoi vitejii cei de frunte. Acolo zace Ajax, cel războinic, și Ahile, și Patroclu, cel de-o seamă cu zeii de Șoiman. Acolo zace și Antiloh, voinicul, și alesul fecior al meu, neîntrecut în arme și în repejunea lui. Și alte multe pățirăm noi atunci, dar cine poate de-a fira păr să le înșire toate? Să stai și 5 și 6 ani de-a rândul să întreb de toate câte suferiră săracii capitane Ahei la Troia, că tot înainte de a încheia povestea ți s-ar urâ și ai pleca în țară, căci 9 ani într-una, fără preget, cercam noi fel și chip să-i dăm de capăt războiului și Zeus, la urmă, cu chiu, cu vai, abia ne-a dat izbânda. Pe vremea aceea în tabără niciunul nu sta să se măsoare cu Ulise în agerimea minții, pe oricine grozav îl dovedea cu istețimea măritul tău, părinte, că pe semne ești fiul lui. Uimit mă uit la tine cum după vorbă-i semeni, nici n-ai crede că ar semăna un tânăr la vorbire așa cu el. După căderea Troiei, spune Nestor, Atena a creat o ceartă între frații Menelaus și Agamemnon. Menelaus a vrut să se întoarcă acasă imediat, dar Agamemnon a vrut să rămână în Troia pentru a-i oferi jertfe Atenei. Jumătate dintre bărbați, inclusiv Nestor, au plecat cu Menelaus, dar Ulise și cealaltă jumătate au rămas cu Agamemnon. El, după cum se vede, s-a întors cu bine la Pilos, dar nu știe nimic despre soarta lui Ulise. Mai aflăm că Egist l-a ucis pe Agamemnon când regele s-a întors acasă și că fiul lui Agamemnon, Oreste, s-a răzbunat. Nestor îi spune lui Telemach să fie curajos ca Oreste, iar acesta își dorește ca zeii să-i dea puterea de a se răzbuna pe pretendenții care se ospătau în casa tatălui său. Nestor îi dorește afecțiunea zeilor. Telemach spune cu tristețe că acest lucru nu poate fi niciodată, dar Atena, în forma lui Mentes, îl apostrofează pentru că vorbește prostește. Prințul crede că Ulise nu se va întoarce niciodată, pentru că zeii l-au blestemat. El îi cere lui Nestor să spună povestea lui Menelaus de ce nu a răzbunat moartea fratelui său. Aflăm că Menelaus era încă la Troia când Egist a sedus-o pe soția lui Agamemnon, Clitemnestra. Ea a rămas credincioasă soțului ei atâta timp cât bardul lui era acolo să o păzească, dar Egist l-a trimis pe bard să moară pe o insulă pustie, iar Clitemnestra a cedat lui Egist, care a făcut multe sacrificii recunoscătoare pentru a mulțumi zeilor. Între timp, Zeus l-a măturat pe Menelaus în Egipt, unde a petrecut 7 ani adunând o mare avere. Agamemnon s-a întors acasă, dar a fost ucis de Egist. În urma lui, Egist a domnit timp de 7 ani peste țara lui Agamemnon, cel ucis. Oreste a venit acasă și l-a ucis pe Egist și Clitemnestra. L-a răzbunat pe Agamemnon chiar în ziua în care Menelaus s-a întors acasă. Nestor își încheie povestea sfătuindu-l pe Telemach să nu stea departe de casa lui prea mult timp și să-l viziteze pe Menelaus în sacrul Lacedemon. Atena le sugerează că este timpul să plece, dar Nestor insistă să le dea cadouri și să rămână peste noapte. Zeița aprobă această cerere, dar spune că va dormi pe navă și va pleca spre alt pământ în zori. Se transformă într-un vultur și zboară departe. Regele este uimit. Îi spune lui Telemach că este un bărbat ales și vrednic dacă este atât de iubit de Atena. Nestor îl duce pe Telemach înapoi la palatul său și ei beau, apoi toți se culcă. A doua zi, regele ține un ospăț. Când toată lumea este strânsă, un aurar acoperă coarnele unei juninci în aur. El toarnă apă sfântă și aruncă orz, iar unul dintre fiii săi taie gâtul junincii. Femeile se roagă, bărbații scurg sângele junincii, o taie și ard coapsele. Ei mănâncă organele și prăjesc carnea rămasă. Între timp, fiica lui Nestor, Policaste, îl scaldă pe Telemach, îl freacă cu ulei și îl îmbracă în haine frumoase, astfel încât să arate ca un zeu. După ce toată lumea s-a ospătat, regele le ordonă fiilor săi să-i aducă lui Telemach o pereche de cai și un car, iar fiul său, Pisistrat, mână caii spre Sparta. Cântul al 4-lea. Telemach și Pisistrat ajung la palatul lui Menelaus, unde regele sărbătorește cele 2 căsătorii ale fiului său și ale fiicei sale. Menelaus îi spune aghiotantului său, Eteoneus, să invite pe străini să se ospăteze cu ei. Astfel, spune el, poate onora ospitalitatea primită de la străini în timpul călătoriilor sale. Servitoarele spală, ung și îmbracă călătorii și le oferă mâncare și vin. Telemach îi spune lui Pisistrat că splendoarea palatului lui Menelaus trebuie să semene cu Olimpul, dar Menelaus îi spune că niciun om muritor nu se poate compara cu Zeus. El își descrie cei 8 ani de călătorie, bogăția pe care a strâns-o și amărăciunea lui față de moartea fratelui său. Ar fi fost mai bine să rămână acasă, cu doar o mică parte din avere, spune el, dacă astfel n-ar mai fi murit nimeni în Troia. Se întristează pentru toți tovarășii săi, spune Menelau, dar cel mai mult se întristează pentru Ulise, pentru că a luptat cu vitejie, dar a suferit cel mai mult. Telemach se emoționează când își aude tatăl menționat atât de frumos, iar Menelaus înțelege atunci că vorbește cu fiul lui Ulise. Soția lui Menelaus, celebra Elena, iese din camera ei și întreabă de vizitatori. Ea presupune că unul dintre ei este Telemach. Ei sunt de acord că tânărul seamănă cu Ulise în multe privințe, iar Pisistrat le confirmă identitatea. Citez. Atunci Elena a avut o altă grijă. Pe loc prelinse în vinul lor de masă un leac ce alină orice dor și jale, un balsam uitător de orice rele. Oricine înghițea din el când vinul l-amesteca cu apă într-o cană, în ziua aceea nu-și uda obrazul cu strop de plâns să fi murit chiar mama ori tatălui, ba chiar înaintea-i cădea zdrobit un frate de-al lui sau fiul și el vedea sfârșitul lor cu ochii. Așa de bune măistrite daruri avea Elena dată de soția lui Tonos, Polidam din Egipet, pe unde țărna darnică în bucate dă multe buruieni de leacuri bune și rele la oaltă amestecate și oamenii mai mult decât oriunde sunt iscusiți lecuitori de boale, că cei se trag într-adevăr din Peon, vindecătorul zeilor. În urmă, când puse leacul și îndemnă să toarne în cupe vinul, cuvântă Elena. Înălțate Menelaus și voi fiii vestiților viteji, de bună seamă, ca unul care poate toate cele, dă Zeus bun și rău pe lumea asta, când unuia, când altuia. De aceea ședeți acum de ospătați în sală și vă înveseliți de o poveste, căci potrivite lucruri vă voi spune. Eu n-aș putea să înșir să spun anume ce lupte a dus netemător Ulise, dar iată una ce îndrăzni să facă la Troia, unde avurăți voia Heii de furcă mult. Tot trupul și-l sluțise, rănindu-se și îmbrăcat în zdrențe, în chip de rob, se furișă în cetatea vrăjmașilor și prefăcut Ulise părea un cerșetor cu totul altul de cum era el la corăbii. Astfel se furișă în cetate, iar troienii nu-l bănuiau deloc. Doar eu pe dânsul îl cunoscui, așa tiptil cum fuse, și-l întrebam. El s-ascundea istețul, dar când pusei să-l spele și să-l ungă și-l îmbrăcai și mă jurai temeinic că nu-l voi da de gol până ce dânsul nu va sosi între corturi la corăbii, Ulise atunci și-a dat pe față taina. Pe mulți troieni cu sabia răpuse și se întoarse între Ahei și aduse atâtea știri. Femeile troiene cu hohot se boceau, dar eu, în mine, mă bucuram, căci mă apucase dorul de întors acasă și îmi plângeam orbirea ce Afrodita îmi dăduse, când la Troia, aducându-mă departe de-a mea țară, mă înstrăină de fata mea, de casa și de bărbatul meu, de săvârșitul, de bun și de frumos și de cu minte. Menelaus îi laudă Elenei povestirea și amintește cum ea a încercat să-i ademenească pe tovarășii lui Ulise din calul de lemn în care pătrunseseră în Troia, imitând vocile soțiilor soldaților. Ulise a reținut soldații și le-a salvat viața. După ce Menelaus termină povestea, toată lumea se retrage în camere diferite și se duce la culcare. Dimineața, Menelaus îl întreabă pe Telemach dacă a venit să discute o problemă publică sau privată. Fiul lui Ulise descrie comportamentul rușinos al pețitorilor și îl roagă pe Menelaus să-i spună tot ce știe despre Ulise. Regele îi spune că zeii l-au prins în capcană în ape liniștite lângă insula Pharos, ca pedeapsă pentru un sacrificiu neadecvat. Când proviziile echipajului s-au epuizat, Menelaus a întâlnit-o pe Eidotea, fiica lui Proteus, care a decis să-l ajute. Ea l-a sfătuit să-l surprindă pe Proteus, deghizându-se împreună cu alți trei bărbați în foci, ascunzându-se în peștera în care dormea Proteus și prinzându-l când s-a întins să se odihnească. Proteus va lua multe forme diferite, i-a spus ea, dar dacă se țin de el până va vorbi, le va spune cum să traverseze marea și să se întoarcă acasă. În zorii zilei, Eidotea l-a condus pe Menelaus și pe alți trei bărbați la locul de odihnă al lui Proteus și i-a acoperit cu piei de focă. Proteus a apărut curând, bărbații l-au luat prin surprindere, iar acesta a luat apoi forma unui leu, a unui șarpe, o panteră, un mistreț, un râu de apă și un copac. Totuși, oamenii s-au ținut de el până când a început să vorbească. Menelaus a întrebat cum ar putea să scape și să se întoarcă acasă. Proteus l-a sfătuit să se întoarcă în Egipt și să ofere zeilor sacrificii mari. Tot acum aflăm că Ajax a murit de mâna lui Poseidon, iar Agamemnon de mâinile lui Egist. Despre Ulise, Proteus a spus că a fost prins pe insula lui Calipso. În zorii zilei următoare, Menelaus și oamenii lui au pornit în Egipt, unde au făcut sacrificii glorioase zeilor. Zeii le-au permis apoi să se întoarcă acasă în siguranță. În timp ce Telemach și Menelaus se ospătează la palatul regelui, pețitorii se ospătează și se distrează în palatul lui Ulise. Antinou și Evrimach află de la un cetățean că Telemach a navigat spre Pilos cu un echipaj puternic și un zeu la bord. Pețitorii sunt revoltați și complotează să-l ucidă pe prinț în drum spre casă. Vestitorul de curte, Medon, le aude planurile și îi spune Penelopei. Regina este îndurerată să afle despre absența lui Telemach, se roagă Atenei să-i salveze fiul, iar Atena îi aude rugăciunile. Între timp, pretendenții adună un echipaj de 20 de oameni și pregătesc o navă. Penelopa zace în pat, chinuită, iar când adoarme, Atena trimite o arătare în forma surorii Penelopei pentru a asigura că fiul ei se află sub protecția Atenei. Ea întreabă despre Ulise, dar arătarea refuză să vorbească. Pețitorii navighează spre insula Asteris și stau la pândă pentru a-l prinde pe prinț în drumul către casă. Cântul al cincilea. Zeii se adună pe muntele Olimp, Atena îl imploră pe Zeus să-l ajute pe Ulise, care a fost un conducător atât de amabil și drept, iar acum este prins în casa lui Calipso fără nicio cale de scăpare. Zeus îi cere Atenei să-l aducă pe Telemach acasă nevătămat și îi spune zeului mesager Hermes să-i spună lui Calipso să-l elibereze pe Ulise din captivitate. Zeus decretează că Ulise va naviga spre casă cu mare durere și dificultăți și că va ajunge în țara feacilor, care îl vor îndruma spre casă, onorându-l cu comori vaste în nave. Hermes coboară pe insula lui Calipso, unde zeița cântă și țese lângă un foc în caverna ei din pădure. Ulise stă pe plajă și plânge. Citez. Pe mine, zeul, tu mă întrebi, zeiță, de ce am venit la tine? Eu voi spune tot adevărul dacă mi-ai cerut-o. Cu Scila am fost trimis în coadă Zeus, că și cine ar sta voie să umble atâta întindere pe apa cea sărată. Și nici măcar nu e pe aici pe aproape vreun oraș cu oameni care se închină la zei prinoase și jertfiri alese de 100 de juncani, dar peste voia lui Zeus niciun zeu nu-i dat să treacă și nici să facă vrerea lui de șartă. El zice că la tine e bărbatul, cel mai nenorocit dintre bărbați, ce 9 ani se războiră în jurul cetății lui Priam. Și dacă în anul al 10-lea orașul cuceriră se întoarseră înapoi, dar ei în cale păcătuire față de Atena. De aceea și asupra lor zeița porni furtună grea cu umplite valuri, pe el numai l-a dus încoace apa și vântul. Zeus cere acum din parte-ți cât poți mai iute să-l pornești pe dânsul, căci nu e dat să piară el departe de dragii lui, ci e sortit să-și vadă pe ai săi și casa înaltă și moșia. Se înfioră zeița și îi răspunse, ah, cruz, sunteți pismași fără potrivă, voi zeilor, ce nu lăsați din pismă pe nimfe de a-și lua de soț pe oricare bărbat și îl pot alege din iubire. Așa a fost odată cu Aurora, când ea cu Orion se însoțise. Voi, cei cu trai tihnit, o pismuirăți atâta vreme până ce Artemis, cea preacurată și cu tron de aur, ochindul în Ortigia, cu blânde săgeți ucise pe Orion. Când Ceres, cea cu plete mândre odată, pe o țelină de 3 ori răsturnată, se îndrăgosti cu Iason, învinsă de dorul ei, cum Zeus a prins de știre de sus îndată îl fulgeră pe dânsul, la fel acum voi, zeilor, din pismă, nu-mi păsuiți să fiu cu cine-mi place. Doar eu îl mântui după ce Zeus, în mijlocul noianului cel negru, trăsnind îi sparse vasul și pe talpa corăbiei plutea Ulise singur. Pieriseră toți bunii lui tovarăși, pe el numai l-a dus încoace apa și vântul. Drag mi-a fost și i-am dat hrană și am juruit să-l fac fără de moarte și fără bătrânețe câte veacul. Dar dacă niciun zeu nu poate înfrânge, nici poate face neîmplinită vrerea lui Zeus, și el din adins o cere să plece dânsul, ducă-se pe mare. Eu nu-l trimit de fel, căci n-am corăbii, nici vâslași cu care să-i dau drumul pe spatele cel necuprins al mării. L-oi sfătui voios și nu-i ascunde nimic spre a putea sosi cu bine și sănătos la el în țară. Deși eroul se culcă cu Calipso, el își plânge soția și casa. Nimfa vine la el și îi spune să nu mai plângă, pentru că ea îl trimite acasă. El este suspicios, așa că ea jură că nu-i va face niciun rău. Ulise și Calipso împart o ultimă masă rafinată. Nimfa îl avertizează că dacă ar cunoaște suferința care îl așteaptă, ar rămâne cu ea și ar fi soțul ei nemuritor. La urma urmei, ea nu poate fi mai puțin bună decât soția lui. El îi spune că deși Penelopa nu este la fel de bună ca ea, el încă tânjește după casă. Ei adorm unul în brațele celuilalt. A doua zi dimineață, el se pune pe treabă făcând o plută cu uneltele zeiței. Când termină, Calipso îi dă provizii și pleacă. Navighează timp de 17 zile până când vede insula feacilor. dar în acel moment Poseidon îl zărește și se înfurie pe norocul lui, așa că trimite o furtună teribilă. Ulise începe să se teamă de moarte și își dorește să fie murit ca un erou pe câmpul de luptă. Un val îl aruncă de pe plută și îl trage de desubt, dar iese la suprafață și strânge pluta lui făcută bucăți. Tocmai atunci zeița Ino îl vede și îi se face milă de el. Ea îi oferă o eșarfă magică care îl va face temporar nemuritor și îi spune să înoate până la țărm. Totuși, odată ce ajunge pe uscat, el trebuie să arunce eșarfa înapoi în mare fără să se uite. Ulise începe să facă ce zice ea, iar Poseidon decide că Ulise a suferit destul și îi dă drumul. Atena controlează vânturile astfel încât să-l arunce pe Ulise pe malul Feacilor. El mai plutește 2 nopți și 2 zile, iar în zorii zilei a 3-a observă pământ. El vede cu disperare că valurile și stâncile ascuțite îl despart de țărm. Un val îl aruncă spre stânci, dar Atena îi inspiră puterea de a se agăța tare de unul dintre recife. Apoi un val îl trage înapoi în mare, Atena îl ajută din nou, iar el înoată de-a lungul țărmului căutând un loc mai sigur pentru a ajunge la mal. Se roagă lui Poseidon, iar zeul îl aduce într-un loc sigur pentru a urca pe țărm. Ulise ajunge pe plajă, se tărăște în pădure și adoarme. Cântul al 6-lea. În timp ce Ulise doarme, Atena zboară într-un oraș al Feacilor, unde trăiește prințesa Nausica, fiica regelui Alcinous. Deghizată într-o fată de vârsta prințesei, Atena o ceartă pentru starea proastă a hainelor ei și îi sugerează să meargă la mal să le spele. Dimineața, regele îi dă o căruță și o pereche de catări. Regina îi împachetează un prânz și niște ulei de măsline pentru aplicare după baie, iar ea merge cu servitoarele ei la plaja unde zace Ulise. Spală hainele, fac baie și se ung cu ulei de măsline. În timp ce așteaptă ca hainele să se usuce, ele se joacă la soare. După planul Atenei, fetele care se joacă îl trezesc pe Ulise. Citez. În vremea asta mingea o repezi domnița după fată, dar nu o nemeri pe ea și mingea căzu adânc în sorbul apei. Ele de spaimă lung țipară și Ulise, trezit, stătu îngândurat și-și zise: "Oh, unde sunt? Ce țară iar, ce oameni mai sunt pe aici, obraznici, răi, sălbatici, ori primitori de oaspeți și cu teamă de zei. Un glas am auzit, un chiuot ca de femeie, de zâne cu sălașul pe plaiuri înalte, pe înverzite pajiști și la izvoarele de râu. Sau poate sunt oameni grăitori cumva pe aproape, dar hai să încerc să văd cu ochii singur." Așa vorbind, de sub tufiș se trage Ulise, frânge din desiș cu mâna ei puternică o ramură frunzoasă, cu care el și ascunse goliciunea. Și întocmai ca un leu hrănit pe munte, ce în sine bizuindu-se purcede, bătut de ploaie și de vânt, cu ochii focoși spre o cireadă, ori spre turma de oi sau după cerbi sirepi, că foamea îi dă zor să sară garduri tari, să apuce din vitele adăpostite, astfel era să deie buzna atunci Ulise, chiar gol, spre fetele cu plete mândre, silit fiind de foame, de nevoie. Dar groaznic le păru sluțit cum fuse de sărătura mării, încât ele care încotro fugiră speriate pe malul prelungit de stânci. Dar fata lui Alcinou stătu, o însuflețise Atena din adins desfricoșând-o, iar Ulise se socoti o clipă, la genunchii copilei cea cu ochi frumoși să cadă, s-o milcuie de aproape, ori cu graiuri blajine din departe așa s-o roage, să-i dea veșminte, orașul să-i arate. Și așa gândind, găsi că ar fi mai bine cu vorbe dulci s-o roage din departe, de teamă să nu supere pe fată, când rugătorii i-ar fi cuprins genunchii. Deci el rosti cuvânt dibaci și dulce: "Te rog, domniță, în genunchi, ești zână ori muritoare. Dacă tu ești una din cele care locuiesc Olimpul, eu după stat și față și făptură te asemăn foarte cu a lui Zeus, fică. Iar de ești o muritoare pe acest pământ, ferice sunt de 3 ori părintele-ți și maica ta și frații. Ce veseli vor fi ei de bună seamă de dragul tău oricând te văd pe tine, așa frumos vlăstar, pășind la horă, dar cel mai fericit din toată lumea e cel ce, biruind cu daruri multe de nuntă, te-ar lua la el acasă, căci nu-mi văzură ochii o femeie și niciun om cu tine deopotrivă." Prințesa îi răspunde că Zeus trebuie să-l fi destinat durerii pe Ulise, dar acceptă să-l conducă în oraș, pentru că la ei se obișnuiește să fie prietenos cu străinii și cu cercetorii. Ulise se scaldă, se unge și se îmbracă, iar Atena îl face foarte frumos. Fetele sunt uimite de transformare, îi dau de mâncare și de băut. Nausica îl invită pe Ulise să călătorească în oraș cu ea, dar gândindu-se îi cere să intre singur în oraș pentru a evita ca orășenii să aibă motive de bârfă. În drumul lui, spune ea, Ulise ar trebui să aștepte într-un crâng lângă moșia tatălui ei până fetele ajung în oraș. Apoi ar trebui să intre în palat, să-i găsească pe regele și pe regina și să-i ceară mila reginei. Ulise face cum spune ea, în crâng se roagă pentru protecția Atenei. Ea îi aude rugăciunile, dar îi este frică de Poseidon și nu îi se dezvăluie lui Ulise. Cântul al șaptelea. În timp ce eroul merge spre oraș, zeița îl înconjoară cu o ceață protectoare. Deghizată în fetiță, ea îl conduce la castel. Îi sugerează să fie îndrăzneț și îl sfătuiește să câștige simpatia reginei Areta, pentru că judecata ei are multă greutate în regat. Ulise se minunează de tărâmul bogat al lui Alcinous și de cetatea luxoasă. Intră în palat, unde mulți oameni se ospătează, și își pune brațele în jurul genunchilor lui Areta. În acel moment, ceața din jurul lui se risipește. El îi binecuvântează familia și o imploră să-l ajute să ajungă în siguranță spre casă. Alcinous îl așează pe Ulise lângă el, îi dă să mănânce și să bea și toți își ridică paharele de vin în cinstea lui Zeus. Regele le spune curtenilor că se vor reuni mâine pentru a oferi ofrande zeilor și pentru a aranja călătoria străinului spre casă. Se întreabă dacă străinul ar putea fi un zeu. Comportamentul zeilor s-a schimbat, obișnuiau să vină la muritori nedeghizați. Citez. Nu semăn eu cu zeii cei din slavă nici după stat și nici după făptură, ci seamăn cu oricare om din lume. Ba chiar dacă voi știți niscaiva oameni mai greu loviți și prigoniți de soartă, cu ei m-aș potrivi în suferință. Mai multe, încă mult mai multe amaruri eu aș avea de spus, de-ar fi ca toate restriștiile să-mi șir, să spun tot răul ce mi se trage de la zei, dar mie îmi dați voie să cinez, deși mă doare, căci nu-i nimic a mai sfruntat pe lume ca pântecul grețos, ce te silește să te gândești la el, cu tot necazul nespus ce-l ai și jalea care o suferi, cum sufăr eu, el îmi dă ghes într-una, să-mi buc, să beau, să uit de suferință și să-l îmbuib. Dar voi pe mânecate grăbiți, vă rog, în țară să mă duceți pe mine, bietul, după atâtea cazne ce-am pătimit, să-mi văd odată averea și curtea mea și oamenii de acasă și apoi să mor. Așa vorbi Ulise și toți se învoiră și îndemnară să-l ducă în țara lui, căci el vorbise frumos și drept. Iar după ce închinară din cupe și băură cât poftiră, plecară ei acasă să se culce. În timp ce slujitorii strâng farfuriile, Areta observă că Ulise poartă haine din casa ei și întreabă despre ele cu suspiciune. Eroul îi spune apoi o versiune mai completă a poveștii sale, el descrie capcana lui pe insula lui Calipso, evadarea și călătoria sa dificilă și întâlnirea cu Nausica, cum ea i-a dat haine și l-a îndrumat către castel. El susține că ideea lui a fost să nu o însoțească pe prințesă în oraș. Alcinous își dorește ca un astfel de om ca Ulise să poată rămâne în Feacia și să se căsătorească cu Nausica. Îi spune lui Ulise că va aranja ca o navă să-l ducă acasă în dimineața următoare. Cântul al optulea. În zorii zilei, oamenii se adună la locul întâlnirii. Când toată lumea sosește, Alcinous le cere oamenilor săi să lanseze o corabie în mare și să găsească un echipaj de 52 de oameni care să-l transporte acasă pe Ulise. Toți ceilalți, spune el, ar trebui să se adune pentru a se ospăta și a sărbători. După ce toată lumea mănâncă și bea, bardul Demodocus cântă despre bătălia dintre Ulise și Ahile. Cântecul îl emoționează până la lacrimi pe Ulise. Deși eroul își ascunde plânsul sub pelerină, Alcinous observă lacrimile și îndeamnă pe oaspeți să treacă la competițiile atletice. Toată lumea merge la locurile unde au loc competițiile și unde cei mai puternici și talentați bărbați se pregătesc să concureze. Există o cursă pe jos urmată de lupte, sărituri și aruncarea discului. Laodamas îl invită pe Ulise să se alăture competiției, dar Ulise refuză, invocând suferința îndelungată și epuizarea. Un alt campion îl batjocorește pe Ulise. Acest lucru îl înfurie și acceptă să concureze. El ia discul și îl aruncă mai departe decât orice alt concurent. Atena, deghizată, laudă și îl încurajează, iar Ulise se laudă că va învinge pe oricine din mulțime în orice sport, pe oricine, cu excepția regelui, pentru că el este gazda lui Ulise. Alcinous recunoaște că mânia lui este rezonabilă și îi spune că feacii nu excelează în toate sporturile, ci sunt maestri în curse și navigație, precum și în sărbătoare, și le spune dansatorilor săi de la curte să înceapă să danseze. Între timp, bardul spune povestea lui Ares și a Afroditei. Citez. Iar Demodoc porni apoi să cânte cu lira lui cântare minunată de dragoste între Afrodita și Ares. Cum ei pe ascunse întâlnire în casa lui Hefaistos și se iubire, iar Ares îi dete daruri o mulțime și ne cinsti el patul și așternutul beteagului Hefaistos, stăpânitorul. Dar soarele îi zări la drăgostire și îndată lui Hefaistos îi dă de știre. El, cum aude vestea otrăvită, ca meșter faur, intră în fierărie. Clocește un gând amar de răzbunare. Pe trunchi își pune marea nicovală și bate cu ciocanul, face lanțuri ce nu se rup și nu se pot desface, ca tot ce prind în veci să nu desprindă. Și după ce își făurește cursa, turbat pe Ares, în Iatac se duce, pe unde își are patul și așternutul. Picioarele de pat le împresoară jur împrejur cu legături, le leagă și altele mai prinde pe deasupra. Anină de tavan, rețea măruntă, subțire întocmai ca păinjenișul, de niciun om n-ar fi putut zări-o și niciun zeu. Cu atâta istețime o făurise el rețeaua toată, iar după ce la pat și întinse mreaja, se prefăcu că pleacă apoi spre Lemnos, cetatea întemeiată cu tărie și țara lui din toate cea mai dragă. Dar zeul Ares nu veghea zadarnic, deci cum văzu că el se depărtase, se duse în casă la vestitul faur. Nu mai putea de dragul Citereii, de Afrodita cea falnic înstemată. Abia venise zeița de la Zeus, puternicul ei tată, și șezuse pe scaun în Iatac și iată Ares se furișă și o apucă de mână și începu să o îmbie. Vino, dragă, să ne culcăm în pat și să petrecem, căci nu mai este soțul tău acasă. E dus acum undeva la Lemnos, la sintienii cei cu grai sălbatic. Și ea găsi plăcere să se culce. Ei se suiră în pat și se culcară. Dar iată din prejur că se lăsară rețelele cu meteșug ascunse deasupra lor, de nu puteau să miște, nici să ridice brațul și piciorul. Văzură dar că nu mai pot să scape. Atunci se înturnă slăvitul meșter, înainte de a se coborî la Lemnos, căci soarele-i pândi și îi spuse îndată. Adânc mâhnit la curtea lui se duse, de ciudă capiu stete el întindă, țipă vârtos, chemă pe zei și zise, Părinte Zeus, zeilor cu toții veniți încoace să vedeți cu ochii cum Afrodita își bate joc de mine, căci eu sunt șchiop, se dă fără rușine în dragoste cu urgisitul Ares, că e chipos și sprinten de picioare, iar eu beteag. Dar cine mi-e de vină? Cei doi părinți ai mei și nimeni altul, să nu mă fi născut, era mai bine. Ia nu uite cum în patul se culcară, în patul meu se drăgostesc mișeii și eu să-i văd în față-mi și să sufăr, dar nu cred eu să le mai dea mâna să stea măcar o clipă așa împreună, oricât ar fi iubirea lor de mare. Lehamite de pat o să le fie, căci am să-i țin tot astfel în robie sub lanțul meu, până ce tata socru să-mi înapoieze pe de-a întregul zestrea ce dat-o i-am pe fata-i cea sfruntată, căci ea-i frumoasă, dar e desfrânată. Zeii au râs pentru că infirmul Hefaistos l-a învins pe puternicul zeu al războiului. Numai Poseidon îl poate convinge să le libereze pe Ares. După ce povestea se termină, cei mai buni dansatori ai lui Alcinou își arată măestria, iar eroul este uimit de priceperea lor. Regele îi cheamă pe cei 12 semeni ai regatului său să adune daruri frumoase de despărțire pentru Ulise. Cel care l-a batjocorit îi dă o sabie frumoasă pentru a-și cere scuze pentru batjocura sa, iar Ulise acceptă cu bunăvoință scuzele. Regina Areta îi dă lui Ulise un cufăr cu haine fine, iar slujnicele îi fac baie. Vorbește cu Nausica, care îi amintește în glumă că îi datorează viața, apoi se alătura lui Alcinous la masă. Bardul de Modoc descrie cum calul de lemn plin de soldații Ahei a intrat în secret în Troia și cum Ahei au ieșit din cal și i-au învins pe troieni. Bardul menționează curajul deosebit al lui Ulise și Menelaus. Ulise plânge iar și Alcinous îi observă lacrimile și îi cere bardului să nu mai cânte. El îl îndeamnă pe Ulise să-și dezvăluie în sfârșit identitatea și să-și explice lacrimile. Cântul al nouălea. Ulise își spune numele și începe să spună povestea lungii sale călătorii după ce a părăsit Troia. Citez. Eu sunt Ulise, laertianul de-a cărui fapte și măistrii vorbește toată lumea și a cărui slavă până la cer ajunse. Eu locuiesc Itaca, limpezitul ostrov, pe unde-i muntele Neritul, cu freamă de păduri la înfățișare, măreț, și unde împrejur sunt multe și apropiate insule, precum e Zachintul păduros. Itaca e cea mai delungată în mare și scundă spre apus, iar celelalte sunt mai spre răsărit. Pietroasă, aspră e Itaca, dar ca bună mamă crește feciori voinici, și apoi nimic mai dulce ca țara mea nu pot vedea pe lume. Mă tot oprea să stau la ea, Calipso, în peșterile ei, frumoasa zână, dorind să-i fiu bărbat, ba chiar și Circe mă descânta la curtea ei din Aia, să stau, dorindu-mă bărbat, vicleana. dar n-au putut în veci să mă câștige, că în lume nu-i nimic mai scump ca țara și ai tăi părinți, chiar dacă ți este casa bogată pe pământ străin, departe de ai tăi. Dar hai să povestesc acum întoarcerea-mi cu multele necazuri ce-mi dete Zeus, cum plecai din Troia, din Ilion fui dus de vânt spre țara Ciconilor, pe la Ismar, și acolo surpai cetatea, ucisei bărbații, femeile luând și avere multă, le împărțirăm între noi ca nimeni să nu fie lipsit de partea dreaptă. Dam zor atunci de acolo să purcedem la fugă mai curând, dar bieții oameni ai mei deloc nu mă ascultau nebunii, și acolo lacom beau la vin și turme de oi și boi cornaci tăiau pe malul și ospătau. În vremea asta unii ciconi fugari în ajutor chemară pe alți ciconi învecinați cu dânsii și care erau mai mulți și mai războinici și locuiau mai spre uscat, destoinici la luptă de călări și la nevoie ca pe destrași. În zor de zi veniră ei gloată, câtă frunză, câtă iarbă dă în primăvară. Iată dar că soartă cumplită ne aștepta pe noi sărmanii, meniți să suferim atât de multe. Se înșiruiră ei și se apucară de bătălie aproape de corăbii, și lânci zburau de o parte și de alta. De dimineață la început, cât ziua era întoi, ținură în piept cu toții și ne apărară în bine de vrășmașii mai numerași ca noi. Dar mai spre seară, la dezjugatul boilor, ciconii înfrânseră pe Ahei și fugăriră. În vremea asta ai noștri câte 6 tovarăși de corabie pieriră, iar toți ceilalți scăparăm de la moarte. Zeus a trimis un uragan, oamenii s-au odihnit 2 zile, apoi un vânt de nord a trimis navele în direcția greșită. După 9 zile, navele au ajuns pe tărâmul devoratorilor de lotus. Acolo, membrii echipajului, care au mâncat fructe de lotus, și-au pierdut orice dorință de a se întoarce și au uitat de casă, au vrut doar să stea și să mănânce lotus. Dar Ulise i-a forțat să se întoarcă la corăbii, i-a legat de catarge și le-a spus oamenilor rămași să plece. Apoi au ajuns în țara ciclopilor. Ciclopii, uriași cu un singur ochi, nu au legi, nu au consilii, nu au ferme, nu au corăbii sau comercianți. Ulise și echipajul de pe nava sa au mers să exploreze continentul, în timp ce ceilalți bărbați se așteptau pe o insulă din apropiere. Când au ajuns la țărm, au văzut o peșteră mare cu turme de oi și capre, casa unui uriaș. Ulise a lăsat pe țărm majoritatea echipajului și a mers cu 12 oameni în peșteră, luând cu el un recipient cu vin foarte tare. Uriașul nu era acasă, iar echipajul i-a privit turmele, brânzeturile și gălețile pentru mulți. Oamenii au vrut să ia tot ce puteau și să fugă înapoi la corăbii, dar Ulise a insistat să rămână să primească darurile uriașului. Gândindu-se acum, le spune feacilor, regretă încăpățânarea lui. Seara, ciclopul a venit acasă, a închis intrarea în peșteră cu o stâncă uriașă și a muls oile și caprele și a aprins un foc. Deodată i-a observat pe bărbați și i-a întrebat furios cine sunt. Ulise a răspuns că erau Ahei care și-au pierdut drumul spre casă și l-a îndemnat pe ciclop, al cărui nume era Polifem, să se supună obiceiurilor, să respecte regulile zeilor și să-i primească cu generozitate. Polifem a batjocorit avertismentele lui Ulise și a spus că neamul lui nu se teme de Zeus sau de niciun alt zeu. El a lovit imediat 2 oameni și a mâncat spre groaza celorlalți. Ulise a vrut să-l omoare pe Polifem acolo, dar și-a dat seama că dacă l-ar ucide, el și oamenii lui nu ar avea nicio cale de ieșire din peșteră, deoarece numai uriașul ar putea rostogoli uriașa stâncă care blochează intrarea. Așa că au stat acolo toată noaptea în peșteră îngroziți. În zori, Polifem a aprins focul și a muls oile și a mai mâncat 2 bărbați la micul dejun. Apoi a plecat pentru a 2-a zi, închizând intrarea în peșteră în urma lui cu stânca cea uriașă. Între timp, Ulise plănuia să se răzbune, i-a luat bâta lui Polifem și împreună cu ceilalți au cioplit-o. La amurg, Polifem s-a întors și a muls oile și caprele și a mai mâncat 2 bărbați la cină. Ulise i-a oferit lui Polifem vinul său tare, iar acesta a băut 3 boluri. Citez. Atunci de el mă apropii cu o cupă de minunat vin negru și zic astfel: poftim și bea după înghițirea cărnii de om, să vezi ce vin era la fundul corăbiei pierdute. Voiam ție să ți-l închin, de te îndurai de mine și mă lăsai să plec înapoi acasă. Dar tu ești mânios, nevoie mare, nemilostive, cum să vie oare de-acum să caute adăpost la tine un om din lumea întreagă? Nu faci bine. Așa-i zisei. Primi atunci el cupa și o deșertă deodată. Foarte vesel era de această dulce băutură și mi-a cerut ca să-i mai dau odată. Fii bun, mai dăm și spune-mi cum te cheamă, să-ți dau și eu un dar de o speție de care să te bucuri, că și țara ciclopilor e darnică și scoate vin bun din struguri mari ce-i crește ploaia, dar ăsta e din nectar și ambrozie. Și i-a dus ei din nou o cupă plină de 3 ori de dui, De trei ori prostul goli paharul, dar apoi când vinul i se sui la cap, eu cu blândețe zisei: mă întreb de lăudat un nume, Cicloape? Eu ți-l spun, dar tu, drept oaspe, cinstește-mă cu un dar, cum ți-a fost vorba. Mă cheamă nimeni, astfel îmi zic soții, părinții mei și oamenii cu toții. Dar el răspunse îndată fără suflet: pe nimeni, după soții lui la urmă, eu l-oi mânca și acesta ți-o fi darul. Așa rostind, el se răstoarnă, cade pe spate cu grumazul întors și somnul atot domolitor îl domolește. Și cum e îngreuiat de băutură, din gură varsă vin, bucăți de carne. Atunci o bag sub spuza multă parul și îl las până să ardă. Dau o porungă și îmbărbătesc pe toți ai mei tovarăși, ca nu cumva de frică să dea dosul. Când par un foc stă gata să se aprindă, măcar că-i verde, și începe tare a se înroși, atunci îl iau din vatră, mă apropii de Ciclop. Ceilalți alături îmi stau, un zeu curaj nebun ne însuflă, ai mei își facă parul și țuguiul îl afundară în ochiul lui. Eu grabnic mă salt în sus și învârt, precum când unul o grindă de corăbii sfredelește cu sfredelul, ceilalți de josul înalt au își facă de o curea de ambele laturi și repede o mișcă de se învârte mereu tot sfredelind, așa și în ochiul Ciclopului roteam noi arzătorul tăciune, de curgea în jurul sânge. Se pârjoliră ploape și sprâncene, se mistui a ochiului lumină și ochiul sfâria din rădăcină, precum când un fierar, gătind un mare topor sau un hârleț, în apă rece înfinge fierul ars, călindu-l astfel și oțelindu-l, sfârie atunci fierul, grozav așa tot sfâria și ochiul Ciclopului, când răsuceam noi parul și groaznic el gemu. Boltita stâncă vuii de glasul lui, iar noi de spaimă ne îndepărtarăm iute. El își smulse din ochi țuguiul ud de atâta sânge și, scos din fire, l-a zvârlit departe. Răgnea din răsputeri, chemând Ciclopii ce în peșteri împrejur și aveau sălașul pe culmi vântoase, glasul auzindu-i ei care dincotro veniră aproape de peșteră și îndată-l întrebară: ce-l doare, Polifem, ce caznă oare te face să țipi astfel peste noaptea tihnită și ne sperii nouă somnul? Ți-o fi răpind vreun om din strungă turma? Sau te omoară cineva hoțește, ori silnic? Polifem din văgăună așa le zise: nimeni mă omoară hoțește, dragii mei, și nu cu sila. Dar i-au răspuns Ciclopii: dacă nimeni nu-ți face rău și silă când ești singur, de boala cea de Zeus trimisă nu poți să fii scutit. De aceea roagă pe tatăl tău Poseidon ca să te scape. Grăind așa, plecară. Eu în mine râdeam că i-am amăgit scornitul nume și gândul năzdrăvan care îmi venise. După cum v-ați dat seama, Ulise a fost încântat că trucul lui a reușit, apoi a aranjat berbecii în peșteră în grupuri de câte trei și a legat câte un om de burta fiecărui berbec. În zori, când Polifem a lăsat berbecii să iasă din peșteră, bărbații au reușit să scape. Odată ieșit din peșteră, Ulise s-a dezlegat pe sine și pe oamenii săi și toți s-au grăbit spre corăbii. Când erau pe apă, Ulise i-a strigat lui Polifem că Zeus l-a pedepsit pentru crimele sale. Ca răspuns, Ciclopul furios a rupt vârful unei stânci și a aruncat-o în direcția navei, astfel încât un val a împins nava înapoi la țărm. Odată ce s-au aflat din nou la o distanță sigură, Ulise a țipat din nou și a spus că dacă îl întreabă cineva, el, Ulise, a fost cel care l-a orbit pe Ciclop. Atunci Polifem și-a amintit că un profet i-a spus odată că va fi orbit de cineva pe nume Ulise și l-a chemat pe tatăl său Poseidon să se răzbune. Îl roagă ca Ulise să nu ajungă niciodată acasă sau să ajungă singur și după mari suferințe. El aruncă o altă piatră, iar valul iscat de piatră aruncă nava pe insula unde restul echipajului stătea în așteptare. Ulise a împărțit oile furate, dar a tăiat berbecul bătrân în cinstea lui Zeus. Cu toate acestea, sacrificiul nu l-a liniștit pe zeu. Bărbații au adormit și au plecat în zori. Cântul al 10-lea. Ulise își continuă povestea. Următoarea oprire a fost insula Eolia, adăpostul lui Eol, zeul vântului. Au stat acolo o lună, iar darul lui de despărțire pentru Ulise a fost un sac care ținea vânturile în el. Eol a eliberat vântul de vest pentru a sufla corabia lui Ulise spre casă. Oamenii au navigat timp de 9 zile, iar în a 10-a au văzut țărmurile Itacăi. Chiar atunci Ulise a adormit de epuizare. Echipajul său a devenit suspicios că punga legată pe care Ulise a primit-o de la Eol conținea o mare comoară pe care el nu voia să o împărtășească cu ei, așa că au dezlegat-o pentru a vedea ce era înăuntru și, făcând acest lucru, au eliberat vânturile. Ulise s-a trezit și a privit cu disperare cum vânturile îi aruncau înapoi pe mare și apoi pe insula lui Eol. Ulise l-a implorat pe zeul vântului pentru ajutor, dar zeul crede că nenorocirea lui Ulise dovedește că este urât de zei și nu-l ajută. Nemai având vânt care să-i ajute, bărbații trebuiau să vâslească. După 7 zile au ajuns pe insula Lestrigonia. Ulise a trimis câțiva oameni să investigheze dacă locuitorii erau oameni civilizați sau monștri. Au întâlnit o prințesă la o fântână, iar ea i-a trimis în palatul tatălui ei. Au văzut o regină, cât un munte, care l-a chemat pe soțul ei Antifate, a intrat și a mâncat pe unul dintre oamenii lui Ulise, dar ceilalți doi au fugit. Lestrigonii au mâncat cea mai mare parte din echipajul lui Ulise, dar o navă a scăpat. Eroul și singura sa navă au navigat mai departe și au ancorat pe insula lui Circe. S-au odihnit 2 zile, iar el a ieșit și a ucis o căprioară pentru a-și hrăni oamenii. S-au ospătat și au dormit. A doua zi dimineață, el le-a spus oamenilor că a văzut fum ridicându-se de undeva din mijlocul insulei, iar bărbații au strigat de teamă de locuitorii insulei. Ulise a răspuns că teama nu le face bine și trimite jumătate din oamenii săi să investigheze. Când aceștia au ajuns la palatul lui Circe, au auzit-o cântând în timp ce țesea. Au strigat-o și au intrat toți, cu excepția lui Evriloh. Ea i-a primit la masă, dar le-a turnat și o poțiune în mâncare care le-a șters amintirile și i-a transformat în porci. Evriloh a alergat înapoi la corabie și i-a spus eroului că oamenii au dispărut în palat și nu s-au mai întors. Acesta pornește spre palat, dar înainte de a ajunge la ușile acestuia, îl întâlnește pe Hermes, care era deghizat în tânăr. Zeul îi dă o licoare care îl face imun la poțiunea lui Circe. Când vrăjitoarea te atinge cu bagheta ei, l-a sfătuit zeul, fugi spre ea cu sabia ta până când ea se dă înapoi de frică și te invită în patul ei. Zeul i-a spus lui Ulise să accepte oferta zeiței, dar numai după ce ea va jura că nu-l va răni. Citez. Ce om ești tu și unde ți-s părinții și țara ta? Uimită sunt că n-ai fost vrăjit de leacul cel băut de tine, doar biruie puterea lui pe oricine de cum îl ia și peste dinții trece. Tu singur ești nebiruit de farmec, pe semne ești Ulise, iscusitul, de care îmi spuse Hermes cel cu varga de aur că la întorsul lui pe mare veniva de la Troia. Dar hai, pune-ți în tacă spada și amândoi alături apoi să ne suim pe patul nostru, ca după ce ne vom iubi împreună să avem credință unul către altul. Așa-mi vorbi, iar eu zisei, o, Circe, de ce te rogi să fiu blajin cu tine, când tu în casa ta pe-ai mei tovarăși ei prefăcut învieri și acum pe mine, țiindu-mă pe aici cu viclenie, mă îmbii să intru în atac la tine, să ne suim în patuți, ca tu astfel, eu dezarmat fiind, să faci din mine un om fără curaj și bărbăție. De patul tău eu nu vreau să mă apropii, de nu te înduri, zeițo, chiar acum să juri cu jurământul cel mai mare că nu-mi urzești vreo altă răutate. Așa-i vorbi. Ea se jură de grabă, cum eu cerui, și numai când jurase și încheiase jurământul mare, m-am dus la patul strălucit al Circei. Așa-i vorbi. Ea se jură de grabă cum eu cerui și numai când jurase și încheiase jurământul mare, m-am dus la patul strălucit al Circei. În vremea asta 4 slujitoare se hrăniceau prin locuința zânei, copile de păduri și de izvoare, de sfinte râuri care curg în mare. Din ele una așternea pe jețuri covoare d'albe, porfirii deasupra și de desubt pânze de in. A doua avea de întins în fața acestor jețuri frumoase mese de argint pe care punea panere de aur, iar a treia, într-un ulcior de argint, turna vin dulce și împărțea câte un pocal de aur. A patra se grăbi să aducă apă și sub cazan un mare foc să aprindă, de clocotea întrânsul lăutoarea. Când fierse apa în vasul cel de aramă, mă puse în baie, prinse să mă spele, cu apă din cazan amestecată, cu cea din cadă, dulce răcoreală pe capul meu, pe umeri, până îmi scoase din mădulare truda slăitoare. Când mă lău și cu ulei mă unse, ea mă înțoli cu o mantie arătoasă și cu un strat de pus de sub. Pe urmă mă duse în casă, mă pofti pe scaun cu ținte de argint, cu flori frumoase și un scăunaș pentru picioare. Aduse apă de spălat pe mână o fată în frumos ibric de aur, pe un lighean de argint ca să mă spele și întinse o masă bine lustruită. Apoi cinstita cheleriță aduse și dete până și bucate multe. Mă omeni cu tot ce avea în păstrare și mă pofti zeița la mâncare. Eu n-aveam chef și stam cuprins de grijă și mă temeam de altă pataramă. Dar cum văzuse zeița că stau astfel, cu mâinile neîntinse la bucate și copleșit de o mâhnire mare, se apropie cu graiuri zburătoare. De ce, Ulise, stai așa, ca mutul? Strici inima și nu te atingi de hrană și nici de băutură. Te temi poate de o cursă iar, Dar n-avea nicio grijă că ți-am făcut un jurământ amarnic. Așa-mi vorbi. Eu răspunsei, dar cine de-o fi om drept s-ar îndura, o Circe, să stea de hrană și de băutură, înainte de a fi oamenii lui slobozi și de a-i vedea în față? Dacă totuși mă îmbii cu din adin să stau la masă, sloboadem soții dragi să-i văd cu ochii. Așa zisei. Cu varga în mână, Circe ieși din casă și deschise ușa cotețului și scoase pe tovarăși ce semănau cu vieri de nouă vremuri. Ei, după asta, în fața-i toți stătură, ea între dânsii se purtă și unse cu un leac deosebit pe fiecare și de pe trupul lor curgea tot părul crescut după unsoarea furisită, ce rădăduse Circe vrăjitoarea. Iar oamenii deodată se făcură mai tineri și mai mari și mult mai mândri de cum erau înainte. Ei pe mine m-au cunoscut și m-au luat de mână și a pălit un dor și un plâns cu hohot de răsuna vârtos întreg palatul, de a fost chiar și zeița înduioșată. După asta Ulise s-a întors pentru a-și ascunde încărcătura în peșteri și pentru a chema restul echipajului înapoi la palat. Evriloh i-a îndemnat pe oameni să plece chiar atunci, în loc să cadă într-o capcană, le-a amintit de bărbații care au murit în peștera lui Polifem din cauza proastei judecății lui Ulise. Dar oamenii l-au urmat pe Ulise, inclusiv Evriloh. Bărbații au rămas pe insulă timp de un an, trăind în lux, dar după un an echipajul a venit din ce în ce mai agitat și l-a convins în cele din urmă pe Ulise că era timpul să plece. Circe l-a sfătuit să coboare în țara morților pentru a vorbi cu fantoma lui Tiresias, un profet orb. Ea i-a spus să găsească locul unde se întâlnesc râul de foc și râul lacrimilor, să sape acolo un șanț, să toarne lapte și miere, vin și apă pentru morți, să presare cu orz și în cele din urmă, spuse ea, el trebuie să promită mortului că va ucide o junincă când se va întoarce în Itaca și că va sacrifica un berbec negru pentru Tiresias. Abia atunci vor apărea umbrele. În acel moment, echipajul lui Ulise trebuie să ardă cadavrele, în timp ce Ulise ține umbrele departe de sânge și atunci va apărea Tiresias și îl va sfătui cum să-și încheie călătoria spre casă. În timp ce Ulise și echipajul său s-au trezit a doua zi dimineață pentru a pleca, au descoperit că Elpenor, cel mai tânăr membru al echipajului, se îmbătase cu o noapte înainte, dormise pe acoperiș și când s-a trezit dimineață la zgomotul celorlalți bărbați, a căzut de pe acoperiș și și-a rupt gâtul. Ulise le-a explicat celor rămași viitoarea călătorie pe care urmează să o facă în lumea de dedesubt, iar bărbații au fost îngroziți să afle de cât de complicată va fi călătoria. Cântul al 11-lea. Ulise continuă să spună povestea lui Alcinous. Când el și oamenii lui au ajuns la intrarea în lumea morților, au făcut exact așa cum a spus Circe. Au săpat un șanț, au oferit libații și au sacrificat o oaie și un berbec. Mii de fantome au apărut când sângele a început să curgă. Prima fantomă care s-a apropiat de ei a fost Elpenor, cel care a căzut, dacă vă aduceți aminte, în cântul trecut. L-a rugat pe Ulise să-l îngroape și să-l onoreze în mod corespunzător când echipajul va ajunge în Aea, iar Ulise a fost de acord. Următoarea fantomă a fost Anticlea, mama lui Ulise, dar Ulise nu a lăsat-o nici măcar să se apropie de sânge. În cele din urmă a apărut Tiresias. Citez. Mă cunoscu și îndată el îmi zise, măritea lui Laerte, fiul Ulise, preiscusite, ce-ai lăsat, sărmane, a soarelui lumină și venit ai să vezi pe morți și jalnica lor țară? Dar feri în lături de la groapă, trageți jungherul ca să pot să beau din sânge și adevăr să-ți spun. Rosti el asta, iar eu, cârmind, băgai în teacă arma, bău, dar el din mohorâul sânge și încuvântă din gura apoi prorocul neîndrecut. Tu cauți, preamărite, întorsul dulce în țara ta și acasă, dar zeul ți-l va face greu să fie, că nu scapi de Poseidon care te paște, în ciuda lui că i-ai orbit feciorul. Dar cât de mult veți pătimi, voi totuși puteți ajunge. Dacă vrei să birui dorința ta și a soților în ziua când, izbăvit de întunecata mare, vei poposi cu vasul în ostrovul Trinacria, găsiveți voi acolo o turmă de oi grase și o ciradă de boi, avutul soarelui ce vede și aude tot. Dacă îi cruți și cauți de drumul tău, puteți cu tot amarul ce ați suferit să ajungeți în Itaca. De nu le cruți, eu îți menesc pieirea corăbiei și a celorlalți tovarăși. Și singur dacă scapi, te vei întoarce târziu și prost pe vas străin, în urma prăpăstuirii soților în mare, și în casă vei găsi nenorocire. Bărbații obraznici care-ți storc averea, pețind și înzestrând pe a ta soție de viță înaltă, dar sosind acolo, le vei plăti de ajuns nelegiuirea. Iar după ce din lance vei ucide cu înșelăciune ori în luptă dreaptă pe pețitori acasă, ia-ți o vâslă îndemânată și apucă drumul și mergi până ce-i dat de niște oameni ce nu-ți desprinși cu marea și nu gustă bucatele din sare potrivite, nici știu de rumenitele corăbii și nici de vâsle aripile oricărei corăbii. Eu ți-o-i spune care-i semnul cel mai vădit spre a nu da greș în cale, când alt drumeț te va întâlni pe tine și ziceva că ai pedalul umăr, lopată în loc de vâslă, înfige acolo în glie vâsla. Lui Poseidon închină frumoase jertfe, un taur, un berbece și un grăsun. Apoi, venind acasă, mărețe jerfe sfinte de 100 de boi să închin la zeii cei din slavă, iar moartea țin afară de mare o să-ți fie prea ușoară. Muri vei doar împovărat de o lungă și verde bătrânețe și împrejurul-ți cu totul îndestulat va fi poporul, acestea ți le spun pe nemințite. El îi mulțumește și îl întreabă cum să vorbească cu fantoma mamei sale, iar Tiresias i-a explicat că o fantomă va vorbi numai dacă bea din sângele animalelor. Ulise își lasă mama să bea din sânge și deodată ea îl recunoaște. Îi spune că Penelopa este tristă și îl așteaptă, că moșia lui este încă în mâinile lui Telemach și că tatăl său trăia în sărăcie și singurătate. Ea însăși a murit de durere și de dor după Ulise. A încercat să o înconjoare cu brațele, dar de fiecare dată ea se risipea la atingerea lui. În acest moment, Ulise își încheie povestea. Regele și regina îi promit multe daruri frumoase, dacă va rămâne puțin mai mult, și îi cer să descrie soldații și eroii pe care i-a întâlnit în țara morților. Ulise descrie conversația pe care a avut-o cu Agamemnon, fantoma i-a spus despre infidelitatea soției sale și că iubitul ei, Egist, l-a ucis pe el și pe tovarășul lui chiar la masă. Comportamentul soției sale, a spus el, a pătat toate femeile de pretutindeni. El l-a sfătuit pe Ulise să ajungă în casă în secret. Apoi a vorbit cu Ahile, care a spus că ar prefera să fie un sclav pe pământ decât un rege în țara morților. Ulise i-a spus că fiul său a acționat foarte curajos și a ucis mulți oameni, ceea ce i-a plăcut lui Ahile. Apoi, umbrele roiau violent în jurul lui, dorind să vorbească cu el. A fugit cu frică înapoi la nava lui și au pornit iar în călătorie. Cântul al 12-lea. Bărbații s-au întors în Aea, au îndeplinit toate ritualurile funerare potrivite pentru Elpenor și i-au îngropat trupul. Înainte ca Ulise și oamenii săi să plece, Circe i-a spus lui Ulise că trebuie să treacă de insula Sirenelor, care va încerca să-i ademenească pe oameni la moarte cu cântecele lor. Ea l-a sfătuit să pună ceară de albine în urechile bărbaților și să se lege de catarg dacă el voia să audă cântecele sirenelor. Apoi, i-a spus ea, echipajul trebuie să treacă de Scila, un monstru teribil cu 6 capete, și de Caribda, care creează un vârtej care aspiră nave în mare de 3 ori pe zi. Doar nava Argo a reușit să treacă printre acești monștri fără vieți pierdute. Nava Argo, pentru cei care nu știu, a fost folosită de Iason și de argonauți când au plecat în căutarea lânii de aur. Circe l-a sfătuit pe Ulise să navigheze pe lângă Scila și să sacrifice 6 oameni, în loc să riște să fie aspirat în vârtejul Caribdei și să se scufunde. Ulise a întrebat dacă poate scăpa de Caribda și să se lupte cu Scila, dar Circe l-a certat pe Ulise pentru încăpățânarea sa. Scila este nemuritoare și nu poate fi învinsă. Soarele a răsărit, iar bărbații și-au pregătit nava pentru plecare. În timp ce corabia pleacă, eroul le spune oamenilor sfaturile lui Circe, dar nu menționează nimic despre Scila și Caribda, pentru că nu voia să-i paralizeze pe oameni de frică. Citez. Atunci deodată conteni suflarea și fune vânt și liniște. Adormise un zeu vânzolul mării, se sculară tovarășii, vintrele în voalte le strânseră și în vas le adăpostiră, șezură apoi pe laviți și începură cu vâslele de brad frumos cioplite să albească în spume apa. Eu într-asta înfeliai cu un cuțit de aramă o roată mare de gălbuie ceară și o frământai cu mâinile învânjoase. Ea se muie sub strașnica tărie la arșița de soare și cu dânsa eu astupai auzul fiecărui tovarăș. Ei pe mine mă legară de mâini și de picioare la catargul corăbiei cu funiile prinse de acest catarg, de stam acolo oblu. Șezură apoi pe lavici și începură cu vâslele să bat albastra mare, iar când eram departe ca de un strigăt de om, după ce repede o pornisem, sirenele, corabia în văzură la cotitura țărmului aproape și viersuiră așa cântare dulce. Ulise, lăudate, vino-ncoace, Tu, slava înaltă a neamului ahaic, oprește vasul să ne auzi cântarea, căci nu văzlii vreun om pe aici cu vasul vreodată, fără să ne audă glasul ca mierea de plăcut din gura noastră. Și cum ne aude oricine se desfată, că noi cunoaștem toate isprăvile ce-au săvârșit cu voia cereștilor aheii și troienii pe șesul larg din Troia, ba cunoaștem și toate câte se petrec pe lume. Așa ziceau sirenele cu viersul fermecător, iar eu aveam plăcere să tot ascult și mă rugam de oameni cu semne din sprâncene să-mi dea drumul, dar ei se tot plecau văslind mai tare. Ba Evriloc și Perimede, îndată sculându-se, mai țapă în mălegară, mă strânseră cu legături mai multe. Apoi, când noi trecurăm mai departe, de n-auzeam nici cântecul, nici viersul sirenelor, iubiții mei tovarăși și-au destupat urechile de ceară, cu care le astupasem, iar pe mine mă desfăcură și mă sloboziră. Când ajung la Caribda, navighează cu grijă în jurul vârtejului, iar Scila a apucat și a mâncat 6 bărbați. Plin de durere, bărbații navighează cât mai repede. Apoi au ajuns pe insula Soarelui. Ulise a vrut să evite cu totul insula, dar Evriloch a insistat că echipajul are nevoie de odihnă. Ulise i-a făcut pe bărbați să jure că nu vor mânca niciun bou, dar au rămas o lună prinși pe insulă de vremea urâtă și în cele din urmă proviziile lor s-au terminat și bărbații au început să moară de foame. Într-o zi Ulise a adormit, iar Evriloch i-a convins pe oameni să mănânce boii soarelui. Mai bine să mor pe mare de mânia zeilor, spunea el, decât să mor de foame. Ulise s-a trezit și a descoperit că bărbații și-au încălcat jurământul și au ucis din vite. Zeul soarelui i-a cerut furios lui Zeus și celorlalți zei să pedepsească echipajul lui Ulise pentru că i-a ucis vitele. Iar Zeus se conformează. Au început să se întâmple lucruri ciudate cu boii care fuseseră uciși. Au urlat și s-au mișcat. Dar bărbații continuă să sărbătorească încă 6 zile înainte de a pleca. De îndată ce au ieșit pe mare, Zeus a trimis o furtună care a distrus nava și i-a ucis pe toți cei aflați la bord, cu excepția lui Ulise, care s-a agățat de niște bucăți de lemn. Vântul l-a împins înapoi spre Caribda, dar Ulise s-a salvat atârnându-se de ramura unui smochin. După ce vârtejul a scuipat înapoi pluta lui, a plutit pe mare până ajunse pe insula lui Calipso. Aici Ulise își oprește povestea, restul le povestise mai devreme. Cântul al 13-lea. A doua zi, regele Alcinous trimite mai multe daruri pe nava lui Ulise și toată lumea sărbătorește. Când eroul nostru urcă pe nava a doua zi dimineață, el cade într-un somn profund și dulce, un somn care seamănă cu moartea și care șterge pentru scurt timp amintirea celor 20 de ani petrecuți departe de casă. Nava acostează într-un port din Itaca, iar echipajul plasează pe Ulise adormit și darurile sale într-un loc departe de orice drum pentru a-l ascunde de hoți. Citez. Dar nu-și uită Poseidon amenințarea cu care înfricoșase pe Ulise întâia dată și întrebă pe Zeus. Înălțate Zeus, printre zei eu fi voi de tot disprețuit, de nu țin seamă de mine niște muritori, feacii, măcar că sunt din neamul meu. Crezusem acum că numai după multe patimi la casa lui se va înturna Ulise. Eu nu vrui doar să-i fac neîntoarsă calea, căci tu dădusești semne dimpotrivă, ci în iutea lor corabie pe mare îl duseră adormit pe el feacii și îl scoaseră în Itaca, ba-i dădură puzderie de daruri și aramă și aur și veșminte, așa de multe cum n-ar fi dobândit el niciodată, chiar dacă neatins venea pe mare cu partea lui de pradă de la Troia. Răspunse Zeus adunător de nouri, vai, dar ce spui prea puternice al lumii zguduitor, că nu te înfruntă zeii, ei a nevoie ar cuteza să înfrunte, nesocotind pe cine îi mai de cinste și mai presus de ei. Iar de te înfruntă un om care se bizuie în putere, tu poți să te răzbuni pe el în urmă, deci fă cum vrei, cum inima ta cere. Îi zise atunci Poseidon zguduitorul pământului, aș face eu îndată cum spui, stăpân al norilor, dar veșnic mă tem și mă feresc de-a ta mânie, ci azi eu vreau pe marea cea murgie să spulber al feacilor vas mândru la întorsul de la drum, ca ei de acum cu totul să se lase, să înceteze de a mai trimite oameni și o să acopăr cetatea lor pe sub un munte mare. Răspunse Zeus adunător de nouri, iubitul meu, așa îmi pare mie că ar fi mai bine, când de la cetate privi vor toți feacii cum plutește corabia, tu s-o prefaci în stană pe lângă mal, dar tot un fel să fie, ca lumea toată în față-i să se mire și apoi orașul să le îngropi sub munte. Așa că, pentru a se răzbuna, Poseidon împlinește o profeție menționată în Cântul al VIII-lea și scufundă corabia feacilor care l-a dus pe Ulise în Itaca, exact când se întoarce în portul Feac. Feacii sunt îngroziți că el va crea și un munte în jurul portului lor și le va bloca accesul la mare, așa cum spune profeția, așa că se roagă și oferă jertfe pentru a încerca să-l liniștească. Întors în Itaca, Ulise se trezește din somnul lung. Atena l-a înconjurat cu ceață pentru a-l proteja, așa că la început nu își recunoaște împrejurimile. El crede că feacii l-au păcălit și l-au adus în vreo țară străină. Apoi zeița apare sub forma unui tânăr cioban și îi spune lui Ulise că se află în Itaca. Ulise își ascunde bucuria și îi spune Atenei, pe care nu o recunoaște, că este un fugar din Creta căutat pentru că a ucis un bărbat care a încercat să-l fure. Spune că feacii s-au îndurat de el și l-au adus la Itaca în timp ce dormea. Atena se transformă într-o femeie, îl laudă pe Ulise pentru viclenia lui și dezvăluie adevărata ei identitate. Ea îi mai spune că îl va ajuta pe Ulise să-și ascundă comoara și să-și ascundă identitatea și îl avertizează că încă mai are de suferit. Ulise îi spune că știe că Atena a fost bună cu el în timpul războiului, dar că ea a părut să-l abandoneze în timpul călătoriei lui atât de lungi. Ea îi spune că nu l-a ajutat în timpul călătoriilor sale, de teamă să nu incite mânia lui Poseidon. Mai departe îl informează despre trădarea pețitorilor și despre loialitatea Penelopei. Ulise realizează că ar fi murit răpus ca Agamemnon dacă Atena nu l-ar fi avertizat și o roagă să-l ajute să-și îndeplinească răzbunarea. Ea îl schimbă pe Ulise într-un cerșetor bătrân și îi spune să-l viziteze pe bătrânul porcar Eumeu, care i-a rămas loial. Cântul al XIV-lea. Deghizat în cerșetor, el merge spre cocină. Eumeu îl invită pe Ulise să mănânce și să bea și să-și spună povestea. Acesta îi mulțumește porcarului pentru ospitalitatea sa și el îi servește lui Ulise 2 porci, orz și vin. Se plânge că pretendenții mănâncă toți cei mai buni porci fără să se teamă de răzbunarea zeilor care onorează faptele drepte ale oamenilor. Pețitorii trebuie să creadă că Ulise a murit, spune porcarul, pentru că epuizează fără rușine ceea ce a fost cândva cel mai bogat tărâm din acea parte a lumii. Ulise, cerșetorul, îi spune lui Eumeu că s-a născut în Creta, fiul nelegitim al unui om bogat și al unei concubine. De tânăr a iubit aventura și războiul, dar nu casa și familia. A câștigat onoare în lupte și a luat o mulțime de comori din țări străine. Apoi a condus o flotă în războiul troian, a luptat 10 ani și a venit acasă, dar la numai o lună după întoarcerea acasă a pornit din nou în Egipt pentru a căuta mai multe comori. Oamenii săi au ucis și au jefuit în fermele egiptene împotriva voinței lui, iar o armată din orașul egiptean a venit și a ucis sau a înrobit întregul echipaj și el a scăpat implorând regelui milă. A stat 7 ani în Egipt și a strâns o mare avere. Pe urmă îi spune că a părăsit Egiptul cu un excroc fenician care l-a convins să plece în Libia. Dar Zeus le-a lovit nava cu fulgere și el singur a supraviețuit. A plutit pe catargul corăbiei timp de 9 zile până a ajuns la Tesprotia, unde regele Fidon l-a tratat cu bunăvoință și i-a spus că Ulise naviga spre casă cu o mare comoară. Fidon l-a trimis cu vaporul în orașul Dulichion, dar echipajul navei l-a îmbrăcat în cârpe și l-a legat de o plajă în Itaca. În cele din urmă a scăpat și a dat peste casa lui Eumeu. Aici Ulise cerșetorul își încheie povestea inventată. Decide să testeze generozitatea lui Eumeu și îi descrie o noapte înghețată, înzăpezită din timpul războiului troian, când i s-a plâns lui Ulise că era pe cale să moară de frig. Citez. Ascult acum, Eumeu, și cu toți tovarăși voi ceilalți, am să mă laud cu ce am să spun, că mă stârnește vinul zălud, care și pe înțelept îl face să cânte fără cumpăt și să râdă copilăros, să joace și să îndruge cuvinte, ce mai bine ar fi tăcute. Odată însă ce am deschis eu gura, nu pot să ascund. Ah, cum nu sunt că tânăr și plin de vlagă cum am fost odată, când cetele mânarăm noi sub Troia și le întocmirăm ca să stea la pândă. În frunte a fost Ulise, Menelaus și eu al treilea. Ei aveau porunca, dar când sosirăm noi pe la cetate, sub zid înalt, ne tupilăm sub arme și ne culcăm acolo, pe împrejurul orașului între hățișuri dese. Prin stuhuri și prin locuri mocirloase bătu un crivăț și veni o noapte de pomină, un ger, zăpadă rece de sus ca bruma, se lăsa de deasă și țurțurii sporeau de peste scuturi, dar toți ceilalți aveau suman și haină și liniștiți dormeau cu spete ascunse sub păvază. Eu singur la plecare lăsai la soți sumanul meu ca prostul, căci nu gândeam deloc să-mi fie rece și înaintai așa numai cu scutul și încins cu a lui curea scânteietoare. Dar când fu straja treia peste noapte și stelele asfințiră, eu cu cotul trezind de lângă mine pe Ulise, așa-i zisei, el m-a auzit deodată: Tu, fiu de viță înalt al lui Laerte, preiscusite, meștere Ulise, m-am dus pe cop, că frigul mă omoară, căci n-am sumanul, mă împinse naiba să viu așa îmbrăcat numai cu o haină, nu-i chip de acum să mai scap cu zile. Așa-i zisei, iar el, ca om destoinic la sfat și în luptă, îi scodi un mijloc pe loc și încet îmi zise: Taci acum să nu te audă careva de-ai noștri. Apoi grăi în cot proptindu-și capul: Prieteni, ascultați, veni la mine pe când dormeam un vis de sus, căci tare de tabără ne-am depărtat, deci meargă să spuie cineva lui Agamemnon, păstorul oastei, să trimită oameni mai mulți. Cum zise el și sare Toas al lui Andremon, fiu, grăbit și scoate sumanul porfiriu și dă o fugă spre tabără. Eu bucuros iau straiul lui Toas și mă culc și adorm sub dânsul în tihnă până în ziua. Cum nu-s tânăr și zdravăn ca atunci, mi-ar da, vezi bine, un țol vreun porcar din cei din staul, din dragoste și cinste pentru un astfel de om voinic. Acum însă cu toții mă nesocot, căci port rupturi pe mine. Eumeu îi zise: Moșule, vorbit ai frumos de tot, nimica fără cale și de prisos n-ai spus. Avea vei dară și haine ce poftești și toate cele ce se cuvin unui sărman ce vine jeluitor. Dar mâine dimineață din nou rămâi cu zdrențele pe tine, căci n-avem multe haine aici și sarici de primenit, tot insul are una. Dar las că vine fiul lui Ulise și el îți dă și sarică și haină și are să te îndrepte unde-ți place. Cântul al 15-lea. Atena se coboară în Lacedemon și îi spune lui Telemach să se întoarcă în Itaca. Ea îl avertizează că unii dintre pretendenți vor încerca să-l omoare în drum spre casă și îi spune să evite toate insulele. A doua zi dimineață, Menelau aranjează ca Telemach să plece acasă cu Pisistrat. Când Telemach îl pomenește pe Ulise în rămas bun, un vultur cu o gâscă în gheare zboară pe lângă el. Un semn bun. La Pilos, Telemach își încarcă darurile în nava sa și pleacă la Itaca. Îl ia cu el pe Teoclimen, fiul unui profet, care a ucis un bărbat în Argos și care imploră ospitalitate. Între timp, înapoi în Itaca, Ulise decide să-l mai testeze încă o dată pe Eumeu. Îi spune că plănuiește să plece în dimineața următoare să-și încerce norocul cerșind la palat, dar Eumeu îl îndeamnă să rămână la el până când se întoarce Telemach. Ca răspuns la întrebările lui Ulise ca cerșetor, acesta îi spune că regele Laerte trăiește foarte îndurerat din cauza lui Ulise și din cauza morții mamei lui Ulise. Eumeu îi povestește că tatăl său era stăpân a două orașe de pe insula Siria. Un echipaj fenician a aterizat într-o zi pe insulă, iar unul dintre bărbați a sedus o slujnică feniciană din gospodăria tatălui său. Ea a plecat cu ei și a adus cu ea copilul regelui, acel copil era porcarul. În cele din urmă, nava a aterizat în Itaca și Laertes a cumpărat copilul. Aici se termină povestea lui Eumeu. În dimineața următoare, Telemach ajunge în siguranță și în secret în Itaca. El îndrumă nava să continue spre oraș, în timp ce el merge la ferma lui Eumeu. Citez. La mijloc, între Telemach și navă, Teoclimenos îl pofti pe acesta departe de tovarăși și, apucându-l de mână, îi zise: Tinere, acest uliu cu voia unui zeu din dreapta zboară. Eu l-am văzut din față și înțeles am că e un semn. O casă mai domnească nu e alta cum e a voastră în Itaca. Vii vouă odat să fiți mereu puternici. Iar chibzuitul Telemach răspunse: Să fie așa cum ai grăit, străine, să vezi ca mâine ce prietenie, ce daruri ai din parte-mi, că oricine privindu-te te-ar ferici pe tine. Așa vorbi și zise lui Pireos, un credincer al lui: Tu, a lui Clitos, fecior Pireos, cel mai bun tovarăș din cei care la Pilos mă însoțiră, acest răin să-l duci la tine acasă, cinstește-l, ospătează-l și ai grijă de el până-i veni. La asta zise Pireos: Bun lăncer, dar sta pe aici, Telemach, oricât de multă vreme, eu grijă am să-i port și nu va duce vreo lipsă el ca oaspe. După asta în navă se sui și pe tovarăși zori să se înluntre, să dezlege odgoanele. Intrară dânșii iute în navă și pe bănci se așezară, iar Telemach legă sandale d'albe și țapăna lui lance ferecată luă pe podul năvii. Dezlegară odgoanele văslașii, o porniră pe mare spre cetate după vrerea lui Telemach, feciorul lui Ulise. În vremea asta, repede pe acesta, picioarele îl purtau până ce ajunse la cocina cu mii de porci, pe unde dormea în sălaș porcarul bun la suflet și credincios, care își iubea stăpânii. Cântul al 16-lea. Când Telemach ajunge la fermă, Eumeu îi cere să aibă grijă de străin. Fiul lui Ulise se oferă bucuros să-i dea străinului haine și o sabie. Ulise, cerșetorul, intervine spunând că îl supără să audă despre starea tristă a lucrurilor de la palat și că își dorește să poată ajuta la lupta împotriva pețitorilor. Dacă ar fi Ulise, spune el, ar merita moartea dacă nu s-ar lupta cu infractorii și ar muri cu plăcere încercând să se lupte cu ei mai degrabă decât să tolereze comportamentul lor jignitor. Telemach îi cere lui Eumeu să meargă la palat și să-i spună Penelopei că fiul ei s-a întors acasă cu bine, dar să nu spună nimănui altcuiva, nici măcar lui Laertes. Atena se apropie de fermă, dar numai Ulise și câinii o pot vedea. El iese afară să vorbească cu ea, iar aceasta îi spune să-i se dezvăluie lui Telemach, astfel încât cei doi să-și poată planifica răzbunarea împotriva pețitorilor. Îl face pe Ulise să semene din nou cu el însuși. Când se întoarce înăuntru, Telemach este uimit de transformare. El crede că Ulise trebuie să fie un zeu, deoarece numai zeii se pot preschimba atât de ușor. Citez. Ulise merse în casă, iar fiul său se buimăci văzându-l și de cutremur se uită în lături de teamă să nu fie un zeu și zise: "Cu totul altul îmi pare acum, străine, ai altă haină și altă înfățișare, de bună seamă ești un zeu din slavă, îndură-te ca să-ți închin prinoase, plăcute, daruri scumpe, odoare de aur, doar cruță-mă." Răspunse atunci Ulise: "Eu nu-s deloc un zeu. De ce mă asemeni cu zeii? Eu sunt bietul tău, părinte, acela după care oftezi și suferi așa de mult înăpăstuit de oameni necruțători." Așa vorbi și fiul, își sărută, îi curgeau pe față lacrimi ce până atunci le tot ieșise întrânsul, iar Telemach tot nu voia să creadă că-i tatăl său și cuvânta: "Tu nu ești părintele, Ulise, mă momește un zeu ca să suspin, să plâng mai tare. Nu poate făptui schimbarea asta un muritor în voie dacă nu vrea un zeu să-l facă, ba moșneag, ba tânăr." Erai un om bătrân adineoarea și în zdrețe învăscut și iată acum ești ca un zeu locuitor în cerul nemărginit. Ulise, cumpănitul, răspunse așa: Telemach, nu-ți șade să stai uimit și să te miri atâta că-ți vezi pe tata în casă. Nu mai vine un alt Ulise aici, chiar eu sunt bietul, ce după pribegiri și patii multe, în anul 20 mă întorc în țară. Iar ce-ai văzut o datoresc zeiței. Ea m-a făcut așa cum vrea, căci poate. Aci milog, aci voinic și tânăr și îmbrăcat în strai frumos, că-i lezne ca zeii cei locuitori în cerul nemărginit, pe oameni să-i înalțe sau să-i afunde în iad. Aceasta zise apoi șezu, iar Telemach cu vaet cuprinse pe al său tată bun și lacrimi vărsa din ochi. Pe amândoi nevoia bocirii podidii și începura plânge în hohot mai duios și jalnic ca pajura sau vulturul cu gheare încovoiate când le fură puii nezburători din cuibul lor țăranii. Așa de trist plângeau și de sub gene și roaiele curgeau și amurgul serii i-ar fi găsit jălind așa împreună de nu întreba pe taică sufeciorul: "Pe care vas te aduseră în țară, vâslași tată? Cine-s ei, că doar tu nu puteai veni aici pe destru?" Ulise, mult pățitul, îi răspunse: "Ți-o-i spune drept așa cum e, copile, mă aduseră feacii, vâslitorii vestiți de buni care petrec pe mare pe toți străinii pripășiți la dânsii. Pe când dormeam, mă aduseră într-o navă și mă lăsară aici și mă cinstiră cu daruri scumpe, aur și aramă și straie din belșug. Păstrate toate sunt peștere îndosite după sfatul celor de sus. Mă sfătuia Atena să vin încoa spre a urzi omorul vrăjmașilor, dar nu mă răi să aflu ce număr sunt și cine spețitorii, ca socotind cu inimă vitează, să văd dacă noi doi putea vom singuri neajutați să biruim sau poate să cerem ajutor și de la alții." Telemach se îndoiește că doar doi bărbați pot învinge un grup atât de mare de pretendenți, peste 100 în total, dar Ulise îi amintește că și Atena și Zeus îi vor fi alături. Pe urmă îi spune să meargă la palat și să-l aștepte acolo. Eumeu îl va aduce în oraș pe Ulise, deghizat din nou în cerșetor. Eroul îi cere să păstreze secretul întoarcerii chiar și față de Laertes, Penelopa și Eumeu. Atât Eumeu cât și un herald din Pilos îi raportează Penelopei că Telemach a ajuns acasă. Pețitorii sunt consternați să audă vestea. Ei se adună la locul întâlnirii și se plâng că un zeu trebuie să fi salvat viața lui Telemach. Antinou propune să-l ucidă, dar în secret pentru a evita persecuția. Amfinom sugerează că ar trebui să-l omoare pe prinț numai dacă zeii sunt în favoarea crimei, iar pețitorii sunt cu toții de acord cu acest plan mai moderat. Penelopa iese din camerele ei și se confruntă cu Antinou despre planurile lui împotriva lui Telemach. Ea îi reamintește că Ulise i-a salvat odată tatăl și îl face de rușine pentru că a maltratat pământul și soția lui Ulise în absența lui. Evrimach îi spune Penelopei că nu va lăsa pe nimeni să-l rănească pe Telemach, dar asigurarea lui este una mincinoasă. Între timp, Eumeu se întoarce la fermă, iar el, Telemach și Ulise, încă o dată deghizat în cerșetor, mănâncă și adorm. Cântul al 17-lea. Fiul merge în oraș, pretendenții sunt prietenoși cu el, dar intențiile lor sunt sumbre. El îi spune Penelopei că Menelaus a auzit că Ulise a fost prins în capcană pe insula lui Calipso. Teoclimen adaugă profeția sa. El spune că Ulise se află în Itaca în timp ce vorbesc, punând la cale să se răzbune. Nu după mult timp, Eumeu și Ulise au pornit spre oraș cu Ulise deghizat în cerșetor. N-ați uitat, sper. Pe drum se întâlnesc cu căprarul Melantiu, care îl insultă și chiar îl lovește pe Ulise. Acesta vrea să-l lovească înapoi, dar până la urmă rămâne calm. Eumeu îl avertizează pe Ulise cerșetorul că cineva l-ar putea lovi în palat sau și-ar putea bate joc doar pentru distracția lor, iar Ulise îi răspunde că poate rezista oricărei umilințe după anii săi de rătăcire. În timp ce vorbesc, Ulise observă un câine bătrân care zace neglijat în praf și bălegar. Este Argos, care a fost cândva cățelul lui Ulise. Stăpânul și câinele se recunosc imediat și exact în acel moment bătrânul câine moare în sfârșit alinat de prezența stăpânului său. Ulise intră în propria casă pentru prima dată după 20 de ani. Telemach îi spune lui Eumeu să-l îndrume pe Ulise cerșetorul, să meargă în jurul mesei cerșind resturi, iar Atena este de acord cu acel sfat. Este o modalitate de a separa pe pretendenții răi de cei nevinovați. Citez. Iar Antinou îndată pe Eumeu îl dojeni. Cumetre, tu, porcare, ce l-ai cărat pe acesta în cetate? Doar n-avem noi destui calici și scârbe de cerșetori a meselor năpastă. Ori nu socoți destul că atâția oameni mănâncă aici de la stăpân averea și mi-ai poftit încoace și pe acesta? Lui Antinou așa-i plăti Eumeu. Tu, Antinou, cât ești de domn și mare, tot n-ai vorbit frumos. Dar cine merge de capul lui să cheme de pe aiurea un om de nu-i în slujba obștii, cum e un vraci, un ghicitor, un meșter, zidar, un cântăreț care desfată pe toți cu versul lui? Numai aceea pe tot pământul sunt poftiți de oameni. Cinimenea pe un milog nu-l cheamă să stea pe capul lui, dar tu de-a pururi ești cel mai aspru între domne aici, cu oamenii din casa lui Ulise și mai dihai cu mine. Însă mie de fel nu-mi pasă până ce viază la curte înțeleapta Penelopa și Telemach cel arătos ca zeii. Dar Telemach îi zise, taci din gură și nu-i răspunde tu cu vorbă multă. Că-i datina lui Antinou, amarnic, să ne jignească tot cu vorbe grele și asupra ne s-a smute și pe alții. Apoi spre Antinou se întoarse dânsul. Oh, Antinou, întocmai ca un tată de fiul său tu îngrijești de mine când stărui ca acest străin să fie gonit de aici cu sila. Dar de asta ferească zeii. Ia tu de la masă și dă-i de toate lui. Eu n-am să-ți bănui, ba chiar te și îndemn. Și despre asta să nu te temi de mama, nici de vruna din roabele din casa lui Ulise. Dar alta ai pe suflet. Vrei mai bine decât să dai să te îmbuibi pe tine. Dar Antinou lui Telemach răspunse, ce spui tu, Telemach, așa cu ifos și scos din fire? De i-ar da cu toții cât eu îi dau, el ar putea departe de aici 3 luni întregi să ție casă. Așa-i grăi și apucând deodată un scăunaș pe care el sub masă când ospăta ținea picioare dalbe, îl arăta amenințând. Dar domnii ceilalți cu toții deteră pomană cu pâine și cu cărnuri ei umplură de saga lui. Ulise își stăpânește din nou mânia și le spune celorlalți pretendenți că o astfel de violență nemeritată va primi pedeapsa zeilor. Ceilalți sunt de acord că zeii îl vor dobori pe Antinou pentru crima lui. Telemach este chinuit să-și vadă tatăl abuzat, dar își ascunde sentimentele. Eumeu vorbește cu regina și apoi se întoarce la ferma lui, dar Ulise și Telemach rămân în palat cu pețitorii. Cântul al 18-lea. Un cerșetor nepoliticos, pe numele lui Arneus, poreclit Iros, trepădușul, rătăcește în palat și îl insultă pe Ulise atunci când se întâlnesc, iar Antinou decide să-i pună unul împotriva celuilalt pentru ca pretendenții să se bucure de luptă. Premiul erau niște cârnați și un loc la masa pețitorilor. Ulise cerșetorul își trage cărpele pentru a dezvălui un corp puternic, iar Iros este plin de frică. Ulise decide să-l rănească doar puțin, îl lovește pe Iros și îl aruncă afară. Pețitorii râd și îl invită pe străin să mănânce la masa lor. Pețitorul Antinou este deosebit de amabil cu Ulise, cerșetorul. În timp ce vorbesc, eroul îi spune despre propria lui violență și eroare din trecut, îl sfătuiește să trăiască în mod onorabil și îi sugerează moartea iminentă a pețitorilor. Antinou se simte prost pentru faptele lui, dar povestitorul ne spune că nu este nimic de făcut. Este sortit să moară de sulița lui Telemach. Zeița Atena o inspiră pe Penelopa să coboare și să vorbească cu pețitorii. Citez. Doamna se coboară din casele de sus strălucitoare. Nu-i singură. Urmată e de două femei însoțitoare. Cum ajunge la pețitori podoaba de femeie, stătu pe pragul sălii măestrite, cu un luciu văl acoperindu-și fața. Alături stau femeile ei cinstite. Pe loc slăbiră în genunchi bărbații, cuprinși fiind de farmecul iubirii și toți doreau să o aibă de soție. Dar ea lui Telemach rosti cuvântul. N-ai minte și pricepere de plină, Telemach. Erai copil tu încă și tot mai bine judecai cu mintea. Acum ești mare în floarea tinereții, purtarea pețitorilor înainte era în lumea alta. Aceia care pețesc femeia de neam bun și fată de om bogat și se întreg să o aibă, aduc ei înșiși oi și boi, anume de ospătat prietenii miresei. Ba dau și mândre daruri, nu se îndoapă cu sila din avutul altor oameni. Așa vorbi. Se bucură Ulise că ea îi smomea spre dânsa pentru darul și îi prilostea cu vorbe unse în miere, dar ce gândea era cu totul alta. Iar Antinou, euptianul, zise, tu, fica lui Cariu, Penelopă cu minte, numai să primești tu daruri cu care vor să te cinstească, hei, nu-i bine să-i respingi, noi nu vom merge înapoi pe la moșie, nici aiurea, înainte de a te mărita cu unul dintre ahei, mai osebit în toate. Acestea zise Antinou și spus ai plăcut la toți, trimise fiecare pe câte un om ca să-i aducă daruri. Aduse Antinou o rochie mare cu alesături de o frumusețe rară, 12 sponci avea de aur și toate potrivite. Aduse îndată și Evrymachus, albă măistrită de aur, care avea îmbinate boabe de hihlimbar ca razele de soare. De la Pisandrul, fiul lui Polictor, i-a duse sluga un gherdan, podoabă nespus de mândră. Astfel fiecare i-a duseră câte un dar ahei, apoi la dânsa se sui ea, zâna între femei, și fetele împreună pășind purtau comoara dăruită. Atunci s-au pus să joace pețitorii, să cânte vierzi fermecător și astfel ei se desfătau. Atena vrea să-l incite pe Ulise cât mai mult posibil, așa că îl inspiră pe Evrimax să-l batjocorească încă o dată, dar Ulise rămâne calm și prezice iar moartea pețitorilor. Evrimach aruncă un taburet către Ulise, cerșetorul, dar scaunul lovește un servitor. Telemach îi ceartă pe pețitor și trimite pe toți la culcare. Cântul al 19-lea. În acea noapte, în timp ce pețitorii dorm, Ulise și Telemach ascund majoritatea armelor ca parte a planului lor. Fiul se duce la culcare și la scurt timp Penelopa vine să-l întrebe pe vizitatorul ciudat, iar ea și Ulise, cerșetorul, se așează pentru a purta o conversație. Citez. Tu, Evrinomo, adu un jet și aruncă o blană peste el să stea de vorbă cu mine aici străinul, să mă asculte că vreau să-l mai descos. Aceasta-i zise și sluga aduse repede un scaun cu șart strunjit și asupra-i puse o blană pe care apoi se așeză Ulise și începu a-l iscodi crăiasa. Străine, întâi am să te întreb de unde și cine ești și unde ții orașul și ai tăi părinți. Răspunse așa Ulise, femeie, niciun om din largul lumii nu poate să te învinuie pe tine. Slăvitu-ți nume până la cer ajunse ca slava celui mai ales și vrednic stăpânitor care, în veci cu teamă de cei de sus, domnind peste mulțime de oameni tari, se arată în cărmuire dibaci și drept. Sub el pământul negru dă grâu și orz și pomii gem de roadă și vitele se înmulțesc și marea dă pește mult și fericit poporul. Mă întreabă deci în casa ta de toate, dar nu de neamul meu și de-a mea țară, ca nu cumva de ele pomenindu-mi să fiu cuprins mai tare de mâhnire, că prea sunt greu lovit și nici se cade să stau bocind și tânguind în casa unui străin. Urât e să te vaieți necontenit și mie că poate astfel voi supăra pe o slugă sau pe tine și socotivei că am băut, de aceea mă neacă plânsul, zise Penelopa. Tot darul meu, mândrețea și făptura străinule, mi le topiră zeii, de când s-au dus spre Iliona hei cu care a fost și soțul meu, Ulise. Oh, de-ar veni el paznic vieții mele, mi-ar fi mai mare, mai frumoasă slava. dar azi tânjesc amar că atât de multe nevoit Ursita asupra mea trimise. Toți tinerii fruntași de prin Ostroave, din Same, din Dulichiu, din Zachintos cel păduros, precum și toți mai mari din țara noastră limpede, Itaca, în butul meu mă cer și-mi storc averea, de aceea nu mai pot căta de oaspeți, de rugătorii de adăpost, de crainici, ai obștii slujitori, și în veci mă mistui de dorul lui Ulise. Pețitorii zoresc nuntirea, eu ia mân și închipui înșelăciuni. Întâi un zeu îmi dete în minte să încep o țesătură. Și îndată eu, la stative în cămară, m-am pus să țes o pânză foarte lungă și gingașă, iar lor le-am zis în urmă: voi, tineri pețitori ai mei, acum când răposat e soțul meu, Ulise, mai așteptați și nu dați zor cu nunta, să isprăvesc întâi această pânză, să nu se mai destrame urzitura, că vreau să fie giulgiul lui Laerte, când nemiloasa moarte o să-l culce, ca nu cumva femeile aheene să aibă alean pe mine, că din parte-mi fu socrul meu nepânzuit la moarte, când el agonisia atâta avere. Așa le-am zis și dând și mă crezură. Eu ziua tot lucram la pânzătură, dar peste noapte la lumina torței eu deșiram tot ce lucrasem ziua. Așa-i tot amăgii 3 ani de-a rândul, dar când trecură 4 ani și vremuri și luni și zile multe se încheiară, slugi mârșave împietrite mă trădară. Veniră peste mine pețitorii, mă prinseră și rău mă amenințară, deși atunci mi-am isprăvit țesutul. Dar azi eu nu mai pot scăpa de nuntă și nici găsesc un chip. Apoi părinții grozav dau zor să mă mărit. Pe urmă copilul s-a trezit și nu mai poate când vede că îi se spulbera avuția, de-a cui bărbat și în cea mai bună stare să-și poarte grija casei și să-i deie mărire cel de sus. El îi spune că l-a găzduit cândva pe Ulise în casa lui. Ea plânge să audă numele soțului ei, dar decide să testeze onestitatea străinului, cerându-i detalii. Regele descrie hainele lui Ulise, iar Penelopa plânge din nou. Ea însăși i-a dat lui Ulise hainele din poveste. El îi spune că eroul este pe mare de mult timp, dar că va fi acasă înainte de a se schimba luna. Penelopa le cere servitoarelor să-i facă baie străinului, dar el refuză un asemenea lux. În schimb, doica Evriclea îi spală picioarele. Bătrâna doică plânge să audă numele lui Ulise și jură că există o mare asemănare între regele ei și bătrânul cerșetor. Ulise este de acord zâmbind, dar când doica începe să-i spele picioarele, ea observă o cicatrice pe care Ulise o avea de când vâna cu bunicul său. Ea îi scapă piciorul, varsă vasul cu apă și strigă surprinsă. Ulise o roagă să tacă, iar ea promite bucuroasă că îi va păstra secretul. Între timp, Atena o distrage pe Penelopa de la observarea scenei cu doica. Când slujnica pleacă, Ulise își reia conversația cu Penelopa. Ea îi cere să interpreteze un vis în care un vultur zboară din munți și rupe gâtul a 20 de gâște din gospodăria ei, apoi o anunță că soțul ei tocmai i-a ucis pe pețitori. Ulise îi spune că visul înseamnă moarte sigură pentru acei pețitori, dar Penelopa este sceptică. Ea îi mai spune că plănuiește să anunțe un concurs de tir cu arcul pentru a-și alege în sfârșit un nou soț. Ulise promite că soțul ei se va întoarce înainte ca un bărbat să reușească să încordeze arcul. Cântul al 20-lea. Ulise stă treaz și își face griji la gândul că va lupta cu o întreagă mulțime de pețitori și cu rudele care vor veni să le răzbune moartea. Atena îl liniștește și îl ajută să adoarmă. Între timp, regina stă trează și își dorește moartea. Chiar și moartea este mai bună decât infidelitatea de care se teme că îi va fi impusă împotriva voinței ei. Plânsul ei îl trezește pe Ulise, care îi cere lui Zeus un semn bun imediat. Zeus trimite un tunet. Evriclea le instruiește pe slujnice să curețe și să decoreze casa pentru sărbătoarea care va avea loc în timpul concursului de tir cu arcul. Ulise ignoră o altă insultă din partea căprarului și îi răspunde scurt. Un vultur zboară cu un porumbel în gheare, iar Amfinom îi convinge pe pețitori să nu mai comploteze împotriva prințului. Cerșetorul îi întreabă pe Eumeu și Filetios dacă s-ar lupta de partea lui Ulise împotriva pețitorilor, dacă acesta se întoarce în Itaca. Sigur că da, răspund ei. Pețitorii renunță temporar la toate planurile de a-l ucide pe Telemach și își îndreaptă atenția către micul dejun. Telemach îl așează pe cerșetor vis-a-vis de el cu propria sa parte de mâncare și un pahar de vin și provoacă pe oricine să-l insulte. Nimeni nu o face, deși există câteva mormăieli ușoare din partea lui Antinou. Aflăm că sărbătoarea din acea zi este o zi de sacrificiu pentru Apollo. Atena, care aparent iubește conflictele, vrea ca pretendenții să-l tachineze pe Ulise astfel încât să-l înfurie. Deoarece se face întotdeauna cum își dorește ea, pețitorii îl batjocoresc pe cercetor, unul câte unul, dar Ulise reușește să rămână calm. Un alt pretendent îl îndeamnă pe Telemach să o convingă pe Penelopa să-și ia un alt soț, iar Telemach refuză încă o dată. Atena îi face pe aceștia să izbucnească într-un râs isteric. Citez. Atunci luă cuvântul și le zise Teoclimen: ce crunt blestem vă paște sărmanilor, vă împresură întuneric și capul și obrazul și genunchii, răsună vaet, lacrimi, curg pe față stropit cu sânge zidul și tavanul, și geme și pridvorul și ograda de umbrele ce năzuie spre bezna de întuneric. Soarele din slavă se întunecă, înfiorătoare noapte se întinde peste tot. Așa el zise și toți râdeau voios de cele spuse. Dar Evrimach, odras la lui Polibos, așa îi răspunse: e nebun străinul ce abia venit din alte părți. Hai iute să-l scoatem noi băieți afară în piață, că aici îi pare lui că e întuneric. Teoclimen în chip de zeu răspunse: Evrimach, eu nu cer călăuză, căci am urechi și ochi, picioare bune și minte întreagă, nici de cum scrântită. Cu ele voi ieși de aici afară, fiindcă văd că asupra voastră vine un rău de care nu mai scapă nimeni. Vai, pețitori, din voi, care în căminul viteazului batjocoriți pe oameni și izvodiți nelegiuiri, el zise, apoi ieși din luminoasa curte și merse la Pireos, care vesel la dânsul îl primi, iar pețitorii priveau unii la alții și cu toții râdeau de oaspeți și întărâtau cu asta pe Telemach. Iar unul din duiumul obraznicilor tineri astfel zise: a, Telemach, nu-i nimeni alt ca tine așa fără noroc de oaspeți. Unul aici un biet calic hoinar cu poftă nesățioasă după vin și pâine, un lene și un păcătos povara pământului. Celălalt se apucase de prorocit, dar de mă asculți pe mine și faci cum zic, ți-ar fi cu mult mai bine. Pe acești străini să-i îmbarcăm îndată și să-i trimitem la siculi, pe unde să-i vinzi pe preț. Așa vorbeau cei tineri, dar nu-i păsa lui Telemach de vorbe. Tăcut privea la tatăl său cum gata tot sta să înalțe brațul lui puternic asupra pețitorilor nemernici, iar Penelopa în fața lor se puse pe un jeț frumos și asculta cuvântul rostit de fiecare om din sală. Ei tot râdeau și își pregăteau ospățul pe pofta lor, că așa de multe vite junghiaseră, dar nici n-avea să fie o masă mai lehamite ca asta, ce o puneau la cale acum Atena și marele viteaz, că pețitorii făcuseră începutul fără de legii. Cântul al 21-lea. Penelopa pune arcul și așează topoarele lui Ulise și îi anunță pe cei care vor să participe că arcașul care poate trage o săgeată drept prin toate topoarele o va lua de soție. Telemach e primul pentru a da un exemplu, dar nici măcar nu poate încorda arcul. Pețitorul Leodes încearcă arcul și nu reușește. Este prea rigid pentru a se îndoi. Alți pretendenți nu au puterea nici ei. Între timp, Ulise vorbește cu Eumeu și cu păstorul de vaci și le spune despre adevărata sa identitate. Le arată cicatricea ca dovadă și se asigură de sprijinul lor în bătălia viitoare. Îi cere lui Eumeu să-i poarte arcul după ce pretendenții l-au încercat și să spună slujnicilor să încuie ușile. Îi cere păstorului să încuie porțile pentru ca niciun om să nu poată scăpa. Ulise intră din nou în palat, unde Evrimach tocmai nu reușea să încordeze arcul. Ulise, cerșetorul, îi sfătuiește pe pețitori să se odihnească și să se roage zeului Arcaș, în timp ce el însuși încearcă arcul doar pentru a-i amuza. Antinou îl avertizează furios că s-ar putea să ajungă ca centaurul beat Eurition, care a fost mutilat de gazdele sale la Piții. Dar Penelopa îi îndeamnă să-l lase pe străin, să-și încerce norocul, nu e nicio rușine în așa ceva, spune ea, în comparație cu rușinea pe care ei au adus-o deja casei. Antinou îi ordonă lui Melantio să aprindă un foc și să aducă untură, astfel încât să poată întinde arcul. Pentru a-și amâna propria încercare, el distrage atenția tuturor cu ospățul și spune că va încerca arcul mâine după ce vor mânca. Eumeu, la porunca lui Telemach, îi duce arcul regelui deghizat în cerșetor în mijlocul batjocorei pețitorilor. Citez. Porcarul duse arcul și îl încrezu în mâna lui Ulise. Apoi, ieșind, chemă pe Evriclea și îi zise: doică bună și cu minte, poruncă-i de la Telemach, închide canaturile de la ușa sălii, iar dacă aude o slugă din ogradă vreun gemet sau vreun vuie dinăuntru de la bărbați, să nu iasă din curte, să stea pe loc la lucrul ei tăcută. Așa-i vorbi. Ea nu rosti nimica și închise ușa sălii strălucite. Tăcu din casă, o zbughi pe afară Filetiu și închise poarta curții. Era în pridvor lăsată o fâșie de funie de la un vas pe mare, cu ea legă și înțepeni văcarul canaturile porții și se întoarse, șezu pe jețul unde sta înainte și urmărea cu ochii pe Ulise. În vremea asta el umbla cu arcul, îl pipăia și îl învârtea în tot felul, ca nu cumva în lipsa îndelungă să-i fi fost coarnele de cari mâncate. Iar pețitorii se mirau și unul zicea privind lui altul mai de-aproape: o fi un meșter priceput la arcuri, va fi având și el de acestea acasă, ori vrea la fel să-și facă poate vreunul, de aceea și-l tot dibuie milogul de prins la rău. Se mângâia un altul, atâta bine și folos să aibă cât va putea el să destindă arcul. Așa ziceau cu toții, iar Ulise, cel iscusit, îndată ce a pus mâna pe arcul mare, peste tot cu ochii îl cercetă și cum un maestru vrednic, pricepător de cântec și lăută, pe un nou căluș întinde lesne coarda, din mațul răsucit de oaie, întocmai așa struni și el, netrudnic, arcul, cu dreapta-i prinse și încercă el coarda, iar ea sună frumos, ca ciripitul de rândunică. Pețitorii fură cuprinși de obidă și schimbară fețe, iar cerul bubuie atunci prin nouri, vădind semn bun. Se bucură Ulise de piaza care domnul îi trimise. Luă săgeata ce stătea stingheră pe masă lângă el, că celelalte ce aveau să le cunoască pețitorii se aflau grămadă în scobitura tolbei, și o trase el de unde sta pe scaun, de cresături și coardă până la cotul de corn al arcului și, ochind în față-i, zvârli săgeata, nimeri la țintă. Prin capetele de securi deodată trecu pe rând țuguiul ei de aramă și dincolo răzbi. Și a zis Ulise: vezi, Telemach, că chiar șezând pe scaun, tot nu se rușinează musafirul, doar nu greși și nu trudi cu arcul prea mult ca să-l întind. Puterea-mi încă e năslăbită, nu cum mă defaimă și zic năsocotind-o pețitorii. Dar iată ceasul până ce-i lumină de pregătita heilor de cină, apoi să mai petrecem noi cu lira și cântecul podoaba mesei, zise și semn făcu viteazul din sprâncene, iar Telemach o sabie și încinse și o suliță apucând se duse alături de jețul lui și aci stătu în picioare sub armătura lucie de aramă. Cântul al 22-lea. Ulise îl săgetează pe Antinou drept în gât exact când pețitorul este pe cale să ia o înghițitură de vin. Regele lovește masa și împrăștie mâncarea pe podea, iar mâncarea se amestecă cu sângele lui Antinou. El se dezvăluie a fi regele de mult absent al Itacăi. Pețitorii îngroziți pledează pentru milă, dau vina pe Antinou pentru greșelile lor și se oferă să răsplătească tot ce au furat. Dar Ulise le spune că nicio bogăție nu le poate șterge crimele. Evrimach îl cheamă la luptă, dar Ulise îl ucide repede. Telemach îl ucide pe Amfinom și apoi fuge să ia arme pentru el, Ulise, Eumeu și Filotis. Eumeu păzește ușa laterală a palatului, astfel încât niciun pețitor să nu poată scăpa. Melantiu urcă printr-un pasaj secret în armurăria lui Ulise și aduce arme unora dintre pețitori. Eumeu și Filotis îl prind când se întoarce după mai multe arme și îl lasă rănit urlând cu mare durere. Atena apare sub forma cunoscută a lui Mentor, apoi se transformă într-o rândunică și zboară către o grindă de pe acoperiș pentru a urmări lupta. Pețitorii trag săgeții în Ulise, dar Atena se asigură că săgețile își pierd ținta din nou și din nou și din nou. Ulise și Telemach îi măcelăresc pe pețitori ca vulturii care atacă păsările mici. Ulise îl cruță numai pe bardul și pe vestitorul Medon. Telemach o scoate la iveală pe doica Evriclea. Este fericită să-i vadă pe nemernici morți, dar Ulise o avertizează că este greșit să se bucure de moartea acestora. El îi spune că comportamentul dezonorant al bărbaților le-a adus mânia zeilor. Apoi îi cere să adune cele 10 servitoare care au făcut de rușine gospodăria culcându-se cu pețitorii. Odată ce ajung, el le spune acelor servitoare să-l ajute pe Telemach, Eumeu și Filotis să curețe cadavrele și sângele. Când termină treaba, Telemach le spânzură pe femei, apoi cei 3 bărbați îl scot pe Melantius afară și îi taie nasul, urechile, organele genitale, mâinile, iar doica prin palat apoi se duse spre a vesti și a pofti pe șerbe, ieșiră ele din cămări și toate se repeziră în jurul lui Ulise. Cu drag primindu-l, îl strângeau de mână și îl sărutau pe cap și peste umeri, urându-i bun sosit, iar el îndată le cunoscu pe toate și îl cuprinse un dulce dor de plâns și de suspinuri. Cântul al 23-lea. Evriclea îi spune Penelopei că Ulise a venit în sfârșit acasă și a ucis pe pețitori. Doica îi spune despre cicatricea de pe genunchiul lui Ulise, iar Penelopa refuză să creadă povestea. Ea coboară să vorbească cu străinul, seamănă cu Ulise, dar și cu cerșetorul misterios. Citez. Nefericito, mai presus de toate femeile, te împietriră zeii cu sufletul. Niciun acum ca tine de rece n-ar fi stat așa departe de soțul ei, venit acasă după nespuse suferințe îndelungate și după 20 de ani. Tu, doică, așterne-mi patul să mă culc eu singur, nevastă mea cu inima ca fierul. Creiasa îl încerca pe el. Sărmane, dar nu e mândrie, nici nesocotire, nici uluirea multă ce mă face să stau așa. Prea bine știu cum fusești când ai plecat cu vasele pe mare, dar hai tu, doică, pregătește-i patul, afară de atacul care singur l-a întemeiat frumos. Crivățul trainic pe afară scoate-l și așterne asupra-i velințe, cerci și blănuri. Asta zise ea încercându-și soțul, dar Ulise răspunse în ciudat măritei doamne. Mă doare în suflet ce mi-ai spus, femeie, dar cine patul meu să-l mute aiurea? Că cea nevoie ar fi putut să o facă și cel mai priceput, de n-a fost doar vreun zeu care venind cu din adinsul l-o fi mutat acolo, că nici unul din muritorii vii, oricât de tare și june să fi fost, ușor să-l miște, deloc n-ar fi putut. Că e o minune cu patul meu lucrat cu măestrie de mine, nu de altul. În o gradă crescuse un măslin cu frunzelate, vânjos și verde, gros la trunchi ca stâlpul. În jurul lui eu mi-am zidit iatacul cu pietre dese și am făcut deasupra-i acoperiș și am pus canaturi strânse și îmbucate bine la intrare. Am retezat din ramuri tot măslinul și l-am tăiat apoi din rădăcină. I-am netezit tulpina cu arama frumos, cu șart și drept pe ciripie. Din trunchi făcui picior de pat, cu sfredel îl sfredeli și începui de aici și meșterii deasupra lui crivatul cu flori de argint, de aur și de fildeș și peste dânsul mai lății curele strălucii de porfiră. Iată semnul de care eu spuneam că e o minune. Acum eu nu știu, stă la locul patul sau cineva tăind întreg măslinul l-o fi mutat cumva în altă parte. Așa vorbi și ea înainte acestor dovezi întemeiate a lui Ulise, slăbind la suflet și în genunchi, deodată zbucni în plâns, se repezi de-a dreptul și de grumaz cu brațele-l cuprinse. Pe cap îl sărută și prinse-i zice, Ulise, nu te supăra pe mine, tu care ești întâiul între oameni, de luminat în toate, că doar zeii ne-au dat răstriștea și pe noi sărmanii ne-au pismuit. De n-am fost la oaltă ca să ne bucurăm de tinerețe, să ajungem până la pragul bătrâneții. Nu fi ciudos, nu mă mustra, că nu te-am primit cu drag cum te văzui pe tine, căci pururea eu tremuram în mine, să nu mă înșele cineva cu vorba venind pe aici, că mulți mai umblă în lume cu vicleșug. Doar nici Elena, fiica lui Zeus, nu s-ar fi dat vreodată în dragoste cu un om din altă țară, de-ar fi știut că heii cei războinici aveau înapoi să o întoarne acasă. Un zeu o împinse la rușinea asta, că de la sine nu-i trăzni să facă păcatul greu de unde apoi se trase și jalea noastră. Acum mi-ai dat tu însă vădite semne despre patul nostru, ce nimeni nu-l mai văzut, ci numai noi singuri, tu și eu îl știm, și una din roabe, Actorida, care odată când a venit mireasă, mi-a fost dată de tatăl meu ca paznică la ușa iatacului. De aceea și pe tine te cred, oricât de tare sunt la suflet. Așa grăi. Și tot mai mult Ulise se înduioșă și se porni a plânge și tot plângea mereu țiind în brațe pe scumpa-i și cinstita lui soție. Ulise o avertizează pe Penelopa că trebuie să facă încă o călătorie lungă și periculoasă înainte de a se putea stabili în pace. Conform profeției din Cântul al 11-lea, dacă mai țineți minte, el trebuie să călătorească într-un ținut departe de orice mare, să planteze o vâslă și să sacrifice animale lui Poseidon. În cele din urmă se retrag în pat. Înainte de a pleca în zorii zilei următoare, Ulise îi spune Penelopei să rămână cu servitoarele ei în cameră, pentru că rudele ar putea veni să-i răzbune pe pețitori. El pleacă cu Telemach, porcarul și păstorul de vaci. Cântul al 24-lea. Fantomele pețitorilor zboară plângând în lumea morților. Pe măsură ce fantomele sosesc, Ahile, Agamemnon și Ajax discută despre propriile morți. Agamemnon îl invidiază pe Ahile și pe Ajax pentru moartea lor în luptă. Agamemnon îl recunoaște pe Amfimedon, unul dintre fantomele pețitorilor, și îl întreabă de ce au murit atât de mulți tineri nobili deodată. Amfimedon descrie loialitatea Penelopei și răzbunarea lui Ulise. Agamemnon este bucuros că soția lui Ulise a fost mai credincioasă decât a lui și spune că zeii și oamenii îi vor lăuda pentru totdeauna bunul simț și înfrânare. Între timp, Ulise și cei trei însoțitori ai săi vin la ferma lui Laerte, tatăl lui Ulise. Ulise își găsește tatăl lucrând în vie și plânge văzându-l atât de bătrân. În ciuda milei sale, el decide să testeze loialitatea tatălui său. Îi spune că este un călător dintr-o altă țară și că l-a găzduit cândva pe Ulise. Dar tatăl lui plânge să audă numele lui Ulise, iar el se emoționează și își dezvăluie identitatea. Laertes cere dovezi, așa că Ulise îi arată cicatricea și descrie pomii pe care i-a dăruit Laertes lui pe când era flăcău. Se îmbrățișează cu bucurie, în timp ce bărbații iau masa de prânz, Dolius și fiii săi intră după ce au muncit la câmp și îl salută bucuroși pe regele de mult absent. Zeița Rumor zboară prin oraș și răspândește vestea morții pețitorilor. În curând, rudele morților vin să adune cadavrele. Eupites, tatălui Antinou, strigă pentru răzbunare, dar vestitorul Medon avertizează mulțimea că zeii sunt de partea lui Ulise. Unii dau înapoi de frică, dar alții se pregătesc de luptă. Atena merge la Zeus și îl întreabă dacă vrea ca lupta să continue. El îi spune că oreșenii ar trebui să-și uite nemulțumirile și să trăiască în pace. Înapoi la fermă, Ulise și ceilalți bărbați se pregătesc să înfrunte armata din oraș. Atena se deghizează iar în mentor și îi dă mare putere lui Laerte și îl ucide pe Eupites cu o suliță. Citez. Itacieni, lăsați războiul crâncen, vă dați în lături pe nesângerate și cât mai iute. Așa striga Atena și ei de frică toți îngălbeniră când strigătul zeiței auziră și de cutremur armele din mânele toți scăpau, cădeau pe târnă toate și toți fugeau înapoi înspre cetate de dragul vieții. Dar Ulise groaznic răgni atunci, lua avânt și dete năvală ca o pajură din nouri și cerul a zvârli înfocatul fulger ce se lăsă pe jos înaintea zânei. Atunci a zis Atena lui Ulise, tu, fiu de viță înalt al lui Laerte, Ulise, tu! Stai locului, oprește războiul care-i groaza tuturora, ca nu cumva să mânii tu cu asta pe zeul care bubuie în văzduhuri. La îndemnul ei se îndublecă Ulise și în suflet se înveseli, iar Atena, leită mentor după glas și față, făcu între taberi să se încheie pace și unire pe credința lor jurată. Sfârșit. Așa se termină una dintre cele mai vechi și renumite epopei din literatura antică. Ulise este cumva esențial nouă, fiind un arhetip clasic al eroului, caracterizat de inteligență și curaj, cu o umanitate puternică, după cum ați văzut, și multe vulnerabilități. Aceste caracteristici au influențat numeroase personaje din literatura universală, de la eroii tragediilor grecești, până la eroi moderni ca Frodo, de exemplu, din Stăpânul Inelelor de Tolkien. Motivul călătoriei inițiatice, cu pericole și obstacole care ajută eroul să se dezvolte, a devenit un tipar narrativ preluat în literatura medievală, modernă și contemporană. Vedem acest tipar în lucrări variind de la Divina Comedie a lui Dante până la Ulise de James Joyce. În psihologie, Carl Jung a folosit mitul lui Odiseu, adică Ulise, pentru a explica călătoria de autodescoperire și transformare, iar mulți autori au adaptat sau reinterpretat tema călătoriei pentru a explora noi identități și înțelesuri existențiale. Odiseea lui Homer a fost și este un izvor nesecat de inspirație pentru literatură și arte în ansamblul lor, datorită capacității sale de a explora teme profunde și atemporale despre natura umană, cu o complexitate narrativă care continuă să inspire autorii din întreaga lume. Sper că v-a plăcut și că v-am făcut să redescoperiți farmecul poveștilor clasice. Dacă da, vă rog să apăsați butonul de subscribe, dacă încă n-ați făcut asta deja, și un share mă va ajuta să ajungă povestirea mea la cât mai multă lume iubitoare de literatură. Vă mulțumesc și numai bine!